Adi Mutu. Mamă, cât alunit are. Bam, bam, se uită la portar, la telespectatori. A dat-o morții. Este, mă, băgam ești pula în gura lor de român că vine și cerșească pe Italia aici. Nu-i mai suport. Hai, mă, să le dăm băgaia și în sânge. Pițurcă, luam. Bă, omă, nebunule, nu mai plânge ce aici, pizdă. Ei, morții, le dăm două acum, aici, nebun. Ai văzut-o pe aia în tribun ce să-ți are? Să moară, mama, trebuie să plâng. În vreo 40 de minute, hata, facem podcast de o oră, te țin. Deja sunt de două ore aici. M-a pus să mut frigidere aici cu mașina spălat. Pleci de jos de tot, de la Macanache și așa. Exact așa a ajuns Maria, că știi că făceam podcast cu Maria Popovici. O, oh, Maria, bună. Da, era Maria aici, să rămână Maria. Nu zicea nimic. Ea s-a ajuns, știi, și m-a lăsat singur. A uitat de unde a plecat. Nu-i nimic. Cum am zis că facem, da? Sold out până... Cu două degete. Și unde? Sold out până pe... La arenele romane, până pe 18 mai. Oricum lumea o să vină așa, e la rep, încă nu s-a învățat lumea să cumpere online. Nici la celelalte stiluri, cred. Și așteaptă până în ziua evenimentului și vine acolo. Bine, aici sunt locuri. Adică e greu să umpli arenele alea, dar la cluburi nu mai sunt bilete, că toate e sold out și vine lumea. Bă, bagă-mă și pe pe n-am unde să te bag, frate. Și dau afară pe ăștia care au plătit. Și el ar vrea să plătească. Și bagi unul, bagi doi, bagi trei, bagi patru, la un moment dat devine periculos și mai bine nu mai bagi. Da, și protocolul ăsta trebuie să aibă o limită, normal. Vorbeam înainte cu Macanache despre podcasturi și nu-i plăceau podcasturile. A zis, iar merg, iar vin la podcast, iar vorbesc aceleași lucruri, iar nu știu ce. Bă, iar... trebuie să... Na, eu văd, iartă-mă că te întrerup, eu văd podcasturile ca niște discuții așa, niște aberații. Adică mi-am amintesc 2013, cred că era, sau înainte de 2010. Așa. Stăteam într-un studio la niște tovarăși unde încercam eu să înregistrez. Cred că 2012-13. Și se adunau ei seara, își luau niște sticle de vin, ăla bea whisky, ăla vodka, fiecare cam ce vrea, se întâlneau așa după muncă, nu sunt vedete sau ceva, puneau un microfon pe masă și începeau să abereze despre univers. Eu dormeam rupt în gură undeva pe acolo, de-aia auzeam pe ei. Și ăla era podcast în mintea mea, nu erau podcasturile filmate, nu era Joe Rogan până în 2013, așa. Și vorbeau, frate, și era așa frumos că se duceau... peste, până la sfârșitul poveștii, ajungeau oricum să o dea în religie și nu știu ce, și univers, ce înseamnă viața, de ce există, adică aveam niște chestii de astea, duceam undeva, nu următorul album, la, știi, și de unde vine Macanache, și chestia asta devine repetitivă, și era, bă, asta au făcut ăștia, o românească, cum ar veni, au luat podcastul, l-au transformat în ceva mai, să se vândă mai repede. Da, așa, pentru că sunt podcasturi unde există listă de întrebări. Știi, și aceeași listă de întrebări. Da. Ce moment din viața ta te-a făcut să realizezi că... Ce, da, nu știu, da. By the way, eu o să vorbesc așa. Păi ca să intri am invitat și invitat singurul rapper care a mai fost aici, este Om Bladon. Cred că îl știu, ăla cu băutul, cu mașinile. Da. N-ai mai continuat seria. N-am mai făcut în mașină, dar ai văzut că l-am luat cu mașina și l-am adus tot în studio. Pe unde poți să te duci cu Om Bladon? A fost, e foarte mișto. Ion e foarte, foarte... Am cunoscut și eu recent, în ultimii ani, super băiat. Am mai stat după aceea până la 2 dimineața, până la 3 dimineața. Nu știu dacă o să lăsăm chestia asta, o să-l întreb pe el dacă e de acord, dar stat până la 2-3 dimineața. Am băut mai mult, atunci am ajuns acasă și mi-am luat și o bere la pachet, deși nu mai puteam să duc. Și m-am culcat și când m-am trezit de dimineață, nu știu, pe la vreo 10-11, că m-am culcat târziu, primesc poză de la el cu încă o bere, era 5 dimineața, ceva de genul ăsta, era altă ligă, nu e de cursă lungă, nu te joci. Nu e. E destul de tricky să bei la emisiuni, că uiți că faci emisiune, deschis sub papa, cum ai știu la ce, la Ghiduș parcă am fost... Și avea el o emisiune, spunea clipuri amuzante până și nu trebuia să râzi. Dacă râdeai, bea un șat. Și în seara am băut atâtea șaturi, noi mai băusem și înainte de emisiune și am mai băut și după, am mai mers pe nu știu ziua, nu știu cui. Așa. Și m-a dus el acasă. Adică... Frate, tu m-ai chemat și el oricum asta face la emisiunea. Are pe cineva care asta face, stă acolo cu mașina și în caz că te ia somnul pe undeva sau la emisiune chiar, dă seama, am rezistat emisiunea aia vreo oră, două, după aia am mai stat prin oraș vreo oră, n-aveam chef de niciun club, dar tot am băut pe acolo, în par, acolo, zic, bă,
Vreau acasă. Vreau acasă, că mi-e rău, că îți dai seama, șaturi de alea și râdeam într-una, că nu e fan dacă nu râzi, să te abții, să... Despre asta era emisiunea. Da, sunt și periculoase șaturile, că nu te ia după fiecare șat, adică nu ești așa, nu e treptat, știi? Ai băut 7 șaturi și la al 8-lea atunci simți, sau când te ridici, știi? Când te ridicai și te duci la baie. Sau atunci, când vine cineva, hai să dăm un șat și e ceva băutură care tu nu bei. E un absint sau un ramazzotti sau ceva și zici, bă... Când nu mai beau oricum șaturi de ceva vreme, prefer să-mi iau un long drink și să stau liniștit un 10, un sfert de oră, decât pac, 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 păi eu nici nu încep pe club și sunt acasă. Asta mergea la 20 de ani acum, am făcut peste 30 de ani numai așa, cum simți, altfel bei un pahar de vin înainte. După să... ce bei două zile pierdute, da, așa e. Mă resimt, te resimți. Trebuie să te hidratezi, trebuie să nu știu ce. Am vorbit despre podcasturi. Din punctul meu de vedere, podcasturile sunt așa niște emisiuni. Cum ai zis-o, au dus românii spre zona asta de televiziune. Am făcut un pic de nea, un pic de nea, un pic de interviu, un pic de... Exact, da. Dar sunt ceva, pentru mine podcastul e artă. Și de ce e artă? Pentru că o să rămână, peste 100 de ani, eu nu o să mai fiu, tu nu o să mai fii. Dar o să rămână fucking podcastul ăsta pe care îl facem noi acum și o să zică, ia mă, cum era Macanache la 35 de ani înainte de nou album de la Arenele Romani. Crezi că o să-i mai pese cuiva? Nu crezi? Adică, într-un fel, e bine că e... era asta în care se filmează totul și amintiri, dar bunicii, străbunicii nu știu cine știe de ei. Păi dacă erau podcasturi pe vremea aia... Măcar aparate foto. De-abia avea o poză, strângeau bani toată viața și facă o poză toată familia. Exact. Și atunci ți-a părea ceva la ochi. Am niște străbunici undeva în București, din partea, nu mai știu, a lui tata, a lui mama, tot încerc să-mi fac arborile genealogic și am o poză cu ei la o cârciumă, toți așa, erau vreo 3-4 bunici de ăștia. Așa, arata gangster, de erau de la țară, veniți în București, cu pălării, cu mustațe, cu bere așa pe masă în față la un bar. Așa. Mă, poze, ești nebun, ia de aici, 1 milion de euro. Cât costa o poză atunci, nu știu, habar n-am. Dar cred că le mergea bine dacă aveau bani de poză așa la băut random, că nu era vreo nuntă sau ceva, știi, la nuntă, mormântare, știi, bă, botez. Erai băut banii de poză, știi că e probabil, s-au văzut de mai multe ori. Ai băut banii de poză. La nunți. Da. Nunți, botezuri, momente importante. Chema fotograful. Macanache, rapperul, acum și tatăl. Cum e? Cum te simți? E o nouă etapă din viața mea. Mă simt super bine. E altceva. E o chestie nouă pe care o experimentez și încerc să mă descurc cât de bine pot. Chiar mă gândeam așa, nu știu. Că și părinților zice, mamă, tata era nu știu cum, mama era nu știu cum, cum te-a crescut. Bă, nimeni nu e un părinte perfect și totuși e un părinte perfect, că doar pe ăla l-ai sau pe ea i-ai. Și noi cred că suntem fix la fel, o să facem tot ce credem noi din ce am învățat de la alții, din experiența vieții, ca să creștem copilul ăsta cât mai bine se poate, nu știu. Cred că dacă râde și e fericit, e ok. Cam ăla e dreptarul zilnic. Râde? Ok. A râs mai mult azi decât a plâns? Câți căcați a făcut? Îi număram căcații de la început. Serios? Da. Da? Se căca foarte mult, până li se ajustează stomacul. Și acum, la un moment dat, nu se mai căca, se constipa, că a evoluat stomacul. În fiecare zi evoluează, în fiecare zi învață o schemă nouă. Dacă lipsești câteva ore, uite cum am plecat eu azi dimineață, până diseară, când ajung acasă, ea probabil doarme. Și mâine dimineață o să fac o schemă nouă de care nu știam că am învățat azi și mâine învață alta. Adică, na. Și despre căcați, acum e cam la un căcat, doi căcați pe zi, s-a reglat. E treaba, e în căcați. Căcați. Cum se simte? Ok, dar a făcut doi căcați, da, ok, mai are unul. Hai, ne bucuram, vezi că stăteam, mama, ai puiu, ai, cacă-te, cacă-te, galerie, sunam pe descântătorul de căcați, a venit. Să se cace copilul, că e panică, îți dai seama, e stresat, stă, vomită și vomită și se pișe și elimină laptele ăla, trebuie eliminat cumva, dacă nu e căcat, e pișat, e transpirație, e durere, e haos. Colici are? Am avut niște episoade, ne-am gândit noi să mergem într-o seară în mall, să luăm nu știu ce, că mereu pleacă toată familia la noi și dacă trebuie să luăm pâine, că o scoatem afară ca să doarmă cu aerul și am plecat cu căruciorul pe zăpadă. Destul de departe, că n-a pe jos. Așa. Și când să plecăm, să ieșim din mall după ce am cumpărat ce aveam de luat
Pampers, nu știu, hăinuțe, că mereu se cacă pe ele, se cacă de două ori pe ele, ești obosit, nu le-ai spălat, le arunci, pa, aia a fost, poți să pui tot diluanță, îi dai foc, că nu mai este căcatul ăla. Am luat-o pe filiera căcat, scuze, o să mă opresc, asta e ultima oară când zic căcat. E ok, în regulă. Și a luat o criză în mall acolo și n-am putut să o potolim și era cum ar veni dezbrăcată în mall, după aia stai și îmbrac-o, face urât când o îmbraci, că o ia căldura, că trebuia îmbrăcată în 15 straturi, cu pătură, cu cort, cu de toate, și aruncată în căruț și întors acasă. Și de la mall-ul ăla până acasă, frate, da, a făcut sufletul terci. Era, wow. Ce să-i mai face în strac copil, n-are, are o criză, n-am. Da, noi i-am dat, sunt niște picături de astea naturale, nu mai știu cum le spune acum, că nu le mai folosim, și poți să-i dea niște alea, dar nici alea nu fac mare scofală, alea doar ajută digestia cumva, mm-hmm, să scoată gazele alea, cumva colicii, da. Sunt niște gaze aiurea, că n-au stomacul format, știi, n-au camera de aer sau ce, abar n-am, nu sunt inginer de copii. Inginer de copii, știi unde e gaura de aer, unde iese treaba mare. A făcut politehnica de copii. Da. Da, tu îți dai seama că așa ne-au crescut pe noi ai noștri. Adică tu nu știi, când ești ca om ajungi, ai conștiință, știi, la 6, 7, 4 ani, 5 ani, depinde când o ai, și ești om, știi, ajungi macanache, lansezi piesă, dar noi uităm de toate lucrurile astea, că și noi eram la fel. Și toate ajutoarele care le-ai, toată evoluția la, exact, tot. Adică avem monitor, acum am o cameră CCTV doar pentru ea, care pe senzori, în caz că a făcut gata, imediat cu temperatură, cu... Da, da, umidificator, aerificator, apaficator. Și noi cum am crescut? Noi respiră. Da, cu triunghiurile alea în loc de scutece, știi, erau niște, da, cârpe, da, alea, știu că le spăla mama, da, des. Haos. Mamă, ce... Da, da, cum... noi o ducem foarte bine din punctul ăsta de vedere, că ai toate resursele să... Da, așa, am prins vremuri nasoale noi, ca copii. Pentru părinți mai degrabă, că acum sunt și eu părinte și știu ce înseamnă cumva, prin ce au trecut ai mei. Îți înțelegi toți tovarășii care îi judecai că, a, nu vii la bere, stai, trebuie să facă baie copilul. Bă, dar ce ai făcut? L-ai scăpat un noroi în fiecare zi. Nu, să cacă fel. Da, cumva îi judecam pe... tovarășii mei, colegii de trupă, ai la repetiție, ai nu știu unde, la nu știu ce concert, că vine și bă, nu pot, trebuie să-i fac baie la copil. Și am mâninit de cât îl sper, cine ai, bă, cât de joc o să fie copilul ăla, sincer, acum. Și acum și noi o spălăm aproape în fiecare zi, foarte rar, pentru că se murdărește, vomită într-una pe el și face nevoile pe el, transpiră și nu prea pot să-l lași așa mizerabil. Normal. Îți, da, doreai o familie, te vedeai în punctul ăsta? A, clar, clar. Al vieții. Da. Clar, ori mai devreme, ori mai târziu, la un moment dat, cred că e natural, m-am cam plictisit de ce făceam, îți trebuie un nou zvâc în viață, să știi, să faci chestii, să te motiveze, să, și tragi de 10 ori mai tare, ai niște adrenalină în plus, știi că timpul e mai scurt, încep să calculez timpul altfel. Da. Urmează să lansezi gimnastică lirică, da, albumul, yeah, la Arenele Romane, yeah, concertul nu e soldat, văzusem la un moment dat un reel la tine pe Instagram și l-am văzut fără sunet, știi? Da. Eram în timpul orelor. Și scrie acolo sold out pe ecran. Scrie acolo sold out și m-am bucurat, ți-am dat mesaj, nu știu ce, dar nu e sold out, era doar un vis al tău, da? Că asta, da, este... era un clip de ăsta, pănet, că mai fac și de astea sketch-uri și chestii. Și, na, imaginam eu, zic, mamă, baby, stăteam așa pe tron, ca să zic. Și am uit ideea, zic, mamă, dacă aș fi sac, că e soldat și mă duc la Diana, zic, hai, baby, să filmăm, dar n-aveam cum. Ne-am chinuit toată ziua, copilul plângea, nu poți să pui copilul pe net, că plânge, că te ceartă lumea, la cât nebun și așa, da, sunt pe internet, nu stau să urc copilul pe net, nici măcar poze, așa, mai punem noi din când în când o mână, un picior, o chestie, a, nu stau. Da, e sensibilă chestia asta cu copilul. Foarte sensibilă, nu, da. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să aibă decât până la, nu știu, 13 ani, 14 toți ani. Toți au păreri, toți au, și când sunt mulți cu păreri, o singură părere împotriva ta, mai bine nu le dai șansa. Corect, să... corect. Zim despre album. Păi ce să zic, l-am început înainte să încep albumul trecut și aveam două piese care sunau diferit ca sound, ca tot, și abordarea mea
pe biturile alea a fost alta. Și am zis, le pun deoparte, că n-am unde să le pun. Am scos albumul ăla care a fost Too Hard To Buy, nu mai știu, acum un an, doi. Și zic, o să fac un album de ăsta, așa, albumul 10. L-am pregătit cum ar veni din fașă, din alea două. Zic, trebuie să fie albumul 10, 10 piese tari. Sărbătoresc, fac vinil, văd eu cum fac. Și după ce am făcut vreo 10-15 piese, zic, bă, sunt cam puține. Pentru vinil, totuși albumul 10, ăla dinainte a avut mai multe, a avut vreo 20. Ăla dinainte tot vreo 20, ăsta e al 10, are 5 piese, 10 piese, zic, mai fac. Am mai băgat o serie de piese, tot așa, vreo 10-15. Până la urmă am selectat vreo 23 de piese să fac un vinil dublu, știi, cu 4 părți, câte 5 piese pe fiecare parte a vinilului. Și e un sound care mi l-am dorit din 2014-15, vreau să am beat-uri de astea și să fiu eu așa profi, părem, că sunt 10 ani aproape de când tot scriu aproape în fiecare zi. Și acum cred că sunt în cea mai bună forma mea de până acum, că na. Și de-abia aștept să scot materialul ăsta pentru mine, să-l am eu, să-l ascult eu în primul rând. După aia, cine mai vrea, altcineva? De ce pe vinil? Pentru că nu mai simt că nu mai duce nicăieri și mereu am avut fantezia asta să am numele pe un vinil. Am mai băgat și în alte clipuri, dar mi-am făcut doar hârtie, mi-am făcut praps, știi? Vinil cu Macanache, dar era o chestie scoasă la imprimantă lipită cu super glupă, un alt vinil. Și da, adică toată lumea are fantezia asta să scoată un vinil. CD-urile nu se mai vând, casetele au revenit, dar e greu cu casetele. Streaming-ul e dezastruos. Trebuie să pui pe streaming, că muzica scopul e să ajungă la cât mai multă lume. Normal. Dar momentul în care ea fac bani pe cărca ta și îți dă și ție niște mărunții și mai, parcă ne mai pune. A cam omorât internetul ăsta, industria. Da, e și o chestie de colecție, un obiect de colecție, albumul pe vinil, o piesă, un album pe vinil, un EP, un LP, un film, cântece, povești, nu știu, audio, bucuri pe vinil, show-uri de stand-up pe vinil. Au fost la un moment dat, ăia de-au început, ăla, nu știu, care zice că e unchiul The Godfather of Rap, era de fapt un comedian de ăsta care tot făcea stand-up și zicea glume rime, știi? Dar foarte porcos, nu vine acum. A ieșit și un film cu el, joacă, cred că Eddie Murphy îl joacă. M-am chinuit mult până am făcut poza de copertă, că am vrut să o fac la inele, să am o poză așa în cruce la inele. Mai poți să stai? Am fost ajutat, am avut ajutat. Am făcut două ședințe foto până la urmă ca să obțin o... Erau mai multe inele, am cerut nebunii aprobări de la cluburi de peste tot. M-am dus chiar la clubul unde am făcut eu gimnastică să fac poza, dar nu mai era. Era sală de handbal acum. Am desfințat clubul și gimnaștii de la Dinamo care fac acum... Cum ar veni clubul de la Dinamo, s-a mutat la Lia Manuliu, la Lot, și au și o oră, două, între, în timp, pe lângă Olimpici, cum ar veni. Am fost așa, m-am plimbat pe acolo, pe un club, nu mai fusese de vreo 20 de ani aproape pe acolo, și amintiri, chestii, am intrat, e o stare cu totul. Și am zis să stau mai mult pe versuri și... E și duma asta, mulți o spun, gimnastică lirică, și la americani, că e lyrical gymnastics, știi, cât mai bam bam, cât mai complicat pe rime, întortocheate, pachetate. Cu mesaj, cu... Nu neapărat, e strict schema de a rima. A, doar schema, primul doar cuvânt tehnica. Rimează cu al optălea, din a treia strofă, din a patra, din a cincea, cuvinte, pac, pac, pe același rând să rimeze multe și am tot... Și mi-am stors capul, ceea ce n-a fost foarte greu, cam la nivelul ăla ajungi. La un moment dat, dacă tot faci asta, te plictisești să... Evoluezi fără să vrei și te complici fără să vrei, de-aia mai bine o ții cât mai simplu și lași evoluția naturală. Dar m-am forțat un pic pe albumul ăsta să fie, e un album, cred eu, pentru pasionații de hip-hop, e un album ușor de ascultat, pentru ceilalți e mai greu, că are multe cuvinte și scheme de rime și tot felul de, știi? Are un vibe mișto. Da, e o artă în sine. Exact. Felul de a vorbi, de a cânta rap, de a face rap, că îl combin cu poezia, totul se duce într-o
Mie mi-a e o chestie de studiat, știi? Este... Eu când ascult rap, eu studiez rap, nu doar ascult, știi? Asta ia mai bagă o dată strofa aia, mă, ce ai zis ăla? Paolo! Și sunt alea patru versuri care le-a făcut, știi, de... E ca un tablou de la... De, stai vreo jumătate de oră să înțelegi câte înțelesuri a avut o singură frază, sau, știi, e, și a rimat și cu ăla, să ai și mai multe înțelesuri și așa... E pe punctaje, duce, se dau da, puncte, da. Da, trebuie e... să ai mintea ca să poți să descoperi chestia asta. Așa sunt eu când citesc. Când citesc beletristică, da? Eu, când citesc nu merg așa, bam, 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 gata, dau pagina. Citesc și zic, băi, asta e așa, dar cum a scris asta aici? De ce a vrut să folosească cuvintele astea? Unde s-a dus? Mi-a atras atenția piesa trei chestii. Trei chestii de bază, dacă vrei să fii golan. Exact. De ce-ți mai trebuie acum în 2024 să fii golan pe bune? La mine e o chestie așa, nu neapărat de estetică, golan, bă, trebuie să mă bat, trebuie să-mi spar sticle în cap, să mă droghez, să beau, să ajung, să dorm în șanțuri, să nu știu ce, sau ce înseamnă să fii golan. Zicea bine tata când zicea că nu mai sunt golan de aia ca lumea, ca pe vremuri, care golan nu înseamnă neapărat să fii rău, era un fel de playboy, macho man de ăsta de cartier, se îmbrăca bine, gândea bine, îi mergea mintea la combinații, era respectos cu copiii, cu femeile, cu vârstnicii. Ai, e un fel de a te prezenta așa, știi, cam acolo mă gândesc la golan, nu golan, cum zic, e golanul, adică golan, e, știi, de parcă e ceva cu care te mândrești că ești golan, cam în sensul ăla o văd eu. Da. Și după aia... o văzusem într-un film ăsta, Making Money, nu știu ce, Having Fun, și mi-a rămas în cap tot, Making Money, Having Fun. Și nici nu ai multe rime să meargă cu asta. Și cine fac chestiile alea trei? Golani, totul e de la sine, cumva se duce. Yeah. Deci nu mai e șmecherie să te bați, să bagi droguri acum în 2024, altceva înseamnă... Nu, cred că a fost niciodată șmecherie. Da. Da. Adică, astea sunt de la... Nu știu, toți trecem prin ele, de la situația de acasă, cum e bullying-ul până școli, știi? Că dacă un copil e terorizat acasă de părinții lui, el vine și terorizează și el pe alții. Da. După aia tu rămâi cu sechele, terorizezi și tu pe alții, devii vreun criminal în serie sau ceva, că îți fura unul sandvișurile la școală mereu și acum când cineva mănâncă un sandviș, gata, îl treci pe listă, moare, Jack the Ripper. Nu mai mănâncă nimeni sandvișuri în fața mea. Sau, când face poftă. Da, și... Nu știu, bătăile mereu au fost așa să ne măsurăm cum sunt cocoșii și în cartier, ne băteam în fiecare zi. Cu cel mai bun prieten al meu, luam un cauciuc, erau mereu cauciucuri pe stradă, nu știu de unde era mereu pe stradă, și ne băgam amândoi. Și cretă, mereu găseai cauciucuri și cretă, mai ții minte? Da, da, da. Când voi să joci un joc ceva, găseai... Și capace de alea, de ciob și multe chestii. Da. Și băgam piciorul în cauciucul ăla, eu un picior, el un picior și începeam să ne batem. Și vă bătați acolo da. Ca să... Da, stai că am obosit. Și când stăteai mai de bă, să stai că zice, eu nu mai mă joc. Adică la noi era joacă, cumva. Da, era o joacă și... Ego, sunt mulți factori care duc acolo, dar tu dacă ești un om inteligent și te vrei o rasă superioară, nu te duci la bătaie ca lei, ca hienele. Deci nu prea aveam alte opțiuni acolo, adică eu sunt cam de aceeași vârstă, sunt un an mai mic decât tine. Yeah. Și eu am crescut tot așa, adică mie nu mi-e rușine să zic chestia asta. Da, toată lumea a crescut în anii 80-90. În militar, drumul taberei acolo și n-aveai multe, adică cum zici tu, găseai cauciucuri, găseai pe jos, noi am lângă șină unde se face acum parcul linie acolo, aveam o șină și în șina aia găseam de toate și ne mergeam în șină, era ca un ghetou, adică era nasoară și ne băteam cu ea de peste drum, aia de ne întâlneam, ne... Scara cu scara te bătea aia, dar scara unul se bătea cu ea. Jucam fotbal, ne făceam echipe de fotbal, scara fotbal noastră mai aveam, da, fotbal în cartier ăla, dar și la fotbal la un moment dat te ofticai și tot la bătaie se ajungea. Da, nu, n-am crescut chiar în cel mai bun mediu. Cred că a evoluat. Mediu. Odată din joaca aia ne jucăm cu mașinuțele sau cu noroiul sau cu ce ne juca, aia ne jucăm cu pumni și picioarele. Trapul e rap? Da, e rap. N-are cum să nu fie. E în cuvânt. În cuvântul trap e rap. Dar e cumva e un alt lifestyle. Cam la aia bate. Știi? E în trap acolo, în...
trap house-uri, de acolo vine Duma, băieții cu drogurile, cu alea, e strict despre droguri, despre, știi? Asta vreau să te întreb, nu se vorbește cam mult despre droguri în piesele trap? Păi adică... asta vinde, droguri, bătăi, bine că nu suntem, n-avem și noi pistoale, că se vorbește de pistoale într-una, adică în state mai mari hip-hop-ului se plâng de treaba asta, că e doar instigă la criminalitate, la, știi, la chestii, în loc să, înainte mai erau și piese despre altceva, în hip-hop, trupe, dar în casele de discuri nu mai, știi, nu vinde. Trebuie să se creeze iar un curent, să fie cool să nu cânți despre droguri, să fie cool să cânți despre alte, cu totul alte chestii, nu știu. Dar, na, e preluat din state și dacă ăia cântă de pistoale și droguri și ce fac ei, cântăm și noi la fel. E... Da, știi care e chestia? Uite că eu știu unde ai crescut tu, da? Și tu cânți acum, oarecum, având aici, de aici pornind ceva, știi? Și cânți într-un anumit fel pentru că așa ai fost. Dar alții care sunt mai tineri și cântă despre pistoale, despre droguri, despre, adică n-au pic de credibilitate, mie așa mi se pare. Păi nu? Da, dar... Veridicitate la... Mulți, mulți sunt și drogați, știi ce zic? Nu că mulți rapperi n-ar fi drogați, doar că cumva înainte schema era că... umblau dealerii, știi, pe-n cartier și tu erai un reparaj, dar nu erai neapărat dealer, știi, și vrei așa, cântai ca și cum ai fi dealer, îți luai o persona, o... Bam, bam, bam. Acum ei cântă de parcă sunt drogați, știi? Deci, din punctul de vedere de drogat, cumva, știi? Okay. Și fiind drogat, dacă și scrii, nu știu, la un moment dat scriam și eu, când beam sau când mai fumam, și a doua zi nu prea mă recunoșteam în versurile aia. Și Biggie zice la un moment dat, bă, albumul ăla nu l-am scris, eu l-am scris Iarba și Pepsi. Știi, adică... Și este așa, invincibil, știi? Fac, ia stai mă, că vă omor, vă împuși, vă... Știi, după aceea trăiești a doua zi, dar deja, să zicem, s-a creat un vârtej, da, care lumea a intrat în ăsta și tu trebuie să menții pe firul ăla, n-ai... Dacă faci altceva, a, păi stai mă, ne zici că ești așa, acum ce faci? Da, știi care e problema? Problema e că tinerii ascultă piesele alea. Mă rog, noi acum încercăm să disecăm rap-ul, hip-hop-ul, da, știi? Dar știu și tinerii aia care ascultă. Știu că nu sunt pe bune, oare? Da, știu și ei că e, da, fake treaba, da. Adică poate unii consumă, poate unii au vândut sau chiar așa, dar nu poți să faci, adică scopul e să faci muzică ca să scapi de treaba aia. Da, nu? Adică eu mă duc la job ascultând trei chestii al lui Macanache, dar mă duc și mă întâlnesc cu cine știe ce persoană importantă, da, știi? Adică nu e... Da. Mie, da, mie îmi place vibe-ul, sincer, la muzica asta. E muzica, e ritmul vieții mele. Am, așa e ritmul din viața mea și îmi trebuie și o muzică pentru ea, nice, dacă tot se face muzică. Ce înseamnă să fii șmecher în 2024? Unde e mai bine să fii șmecher? Pe social media sau în real life? Peste tot, sau în cartier? Îți dai seama. Ar trebui să reflecte realitatea, dar e atât de... E business, music business, știi? Și totul e un business, totul e o fake-uială, nu trebuie să ai încredere totală în nimic din tot ce vezi, mai ales pe internet. Adică totul e o chestie să te cardească, să te prostească. E orice... Și e greu să faci diferența între, știi, realitate și... Că nici nu te întâlnești cu omul ăla. Ai 100.000 de fani, sigur, te văd ei în fiecare zi la pâine. Bă, nu știu ce să zic. Cam pare, nu pare, ia să mă duc să vorbesc cu el. O, ce faci, mă, Jay-Z, ia zi. Te duci la Paris, la astea. Știi, adică e greu să... Și mulți împing... Trebuie să vând, trebuie să vinzi, e un produs acum, totul e un produs, totul trebuie să-l vinzi, dacă nu ești tu produsul pe care îl vinzi, trebuie să vinzi alte produse până să faci bani, să supraviețuiești, nu știu, despre asta e ziua, da, numai podcast, îl trăim din podcast în podcast, din emisiune în emisiune, din piesă în piesă, din clip în clip, e, nu mai trăim practic, e, simulăm trăirea. Că ești natural aici, adică dacă aș vorbi cu tine în afara am o, asta... Am o mică reținere, ai? Să știi. Serios? Da, da. Păi cred că e mecanism defensiv. Yeah, toți dar... avem, cum pornește cineva o cameră sau un microfon, ești, bă, n-aș da chiar tot. Știi, e fără să vrei face asta. La un moment dat că te pierzi pe drum și devine discuția naturală, mm-hmm, și ca yoghini aia meditezi și uiți că ești la microfoane și devine natural, dar îți trebuie încălzire. Probabil de-aia sunt și lungi podcasturile astea, după vreo oră uiți cu totul. Și... mai stai cu tot. Da. Gata. Știi? Adică uiți că ești. Dar primul, mi-aduc aminte, prima oară când am cântat la microfon, încercam să fiu ceva ce nu eram. Da.
Și mi-a zis băiatul ăla, tot îmi zicea, bă, dar trebuie să fii tu, și eu nu înțelegeam. Păi sunt eu, dar eu știam cumva că eu cânt altceva, cu un alt timbru, cu un alt flex, o altă dumă, altă swag. Și mi-a luat mult până să înțeleg că cel mai mișto e să te joci pe tine, știi? Da, asta cel mai, și cel mai ușor, că dacă încerci să fii altcineva, trebuie să ții povara aia toată cariera, știi? Uite cum e, să zicem, Carlos Dreams. S-a vopsit, trebuie să fie vopsit până moare trupa, e, știi? Nu poate să, nu o să aibă același succes, sau cine știe, poate are mai mare succes, n-o dacă mai... mâine se spală pe față și zice, tara, coșmarul! Coșmarul lui Carla, aici e. Pac, știi? Și... și poate lumea o să-l iubească așa și fără da. Machiaj și în sfârșit scapă și el, că nu cred că e ușor. Cred că sau Daft Punk adică sau așa. E... știi? Mă gândeam că Daft Punk ar fi putut să fie prima trupă matusalemică. Pentru că nici nu cântă cu vocea. Da. Și au și căștile. Căști, știi? Da. Și ar fi putut să predea din generație în generație și tot. Să fie Daft Punk peste 4.000 de ani, încă să fie. La fel nemuritor, știi ce zic? Ca Power Rangers. Să fie alți copii electronici de cântă. Copiii Daft Punk. Da. Albumul cu numărul 4 milioane de la Daft Punk. Da. Peste un miliard de ani, știi? Acum e Gorillaz. Nici Gorillaz nu au apărut niciodată. Păi da, dar acolo e mai dificil. Că trebuie să știe să deseneze lumea. Mereu depinzi de desen. AI, tati. Da, așa muzică se mai face. AI, am ajuns. Acum, sincer, o să vezi că toată lumea face cu AI. Da. Nu știu, asta zic așa, poate zic o aberație. Toată lumea, anul viitor sau peste 5 ani, totul e AI. Totul gen entertainment. Știi cum o să fie podcasturile peste 10 ani cu AI? Noi nici nu o să mai fim aici. Vă zic eu, dar nu, o să vii doar tu sau o să fim amândoi. Și o să fie pornit programul, o să fie pornit ChatGPT-ul sau știu eu ce o să fie atunci peste 10 ani și tu spui ceva și mie mi se generează cea mai mișto întrebare pe care ți-o pun ca să ducă discuția mai departe mai... Bă, e un tool, cum a fost și internetul un tool, a început să te ajute să nu știu ce, dar eu cred că o să conteze, o să se cum nu știu să formuleze exact. Arta umană, când o să fie în 5 ani de toată lumea, poate să facă de toate cu AI-ul. Da. Ori stai pe canapea și doată e skater. Nu știu, faci o hologramă cu AI-ul, ce faci, abanam. Emisiuni, toată lumea o să aibă de toate, nu o să mai aibă nicio valoare. Yeah. Și atunci toată valoarea o să se transpună tot pe om. Când vezi tu pe unul că pictează cu pensula, știi, acolo o să fie mult mai valoros, că nu o să mai fie oameni care pictează, că toți s-au obișnuit să scrie. AI, fă-mi tablou Da Vinci cu Dali și Picasso și încă ceva, știi? Și mai bun e și un bou de la Grigorescu, știi? Și atunci o să fie foarte rar oameni care chiar nu pierd timpul. Stau să învețe o artă și devin artiști și pictează, cântă. Cum e acum. Da, cum adică, încă mai e acum, că deja mai, da. Cu autotunul și cu aia și cu nu știu ce și cu toate. Toată lumea vrea să muncească cât mai puțin, când de fapt tot farmecul e munca aia grea. Exact, știi? Exact. Că dacă muncești puțin, ce mai faci cu restul timpului? Că tu trăiești, ăsta e, cred că e scopul nostru pe pământ, să ne umplem timpul cu chestii frumoase, cu oameni frumoși și cu nu știu. Și doar tu, fac, ți-ai făcut treaba în 5 minute, după aia ce faci? Stai și bei, și te plictisești și... Că și toți tovarășii tăi să fie și ei acasă, tot cu ei, tot. Nu știu, n-am cum să fac un pronostic, dar știu sigur că omul, artistul, care o să fie și face el cu mâna lui, o să aibă de câștigat. Da, în viață e vorba despre proces, știi, nu despre rezultat. Toată lumea acum se duce repede, hai repede la facultate să învățăm despre ei, știi, să fie ei primii aia, 10, 20, un milion de oameni care ei sunt, fac filme, știu ei, programatori și la IT, bla bla bla, robotică. Dar programezi ce? O să zic ca și cum toată lumea, din toată lumea, o să lucreze în culise ca să ne uităm în timpul liber la ce am creat în la culise. Roboți. Da, la filme, la, nu știu, stand-up, nu știu. Vreau să ne întoarcem un pic în zona de șmecherie. Ne-am dus departe. Vezi că ziceai o să e interminabil despre ceva care nu știi unde duce, dar nu poate fi bun. Adică... Normal. Te ajută, ți-am zis, ca tool. E un tool foarte dacă bun. Dacă vrei să pui o colorizare mai bună, da. Decât, na, scutește timp, bani, că toată lumea vrea și repede scoate produs, câte în loc de 10 filme pe an, să avem 100 de filme pe an, știi? Da. Da. Dacă a generat ei aici o întrebare pentru Macanache...
Tu ai avut un șmecher în cartier de la care ai învățat ceva? Mereu am avut, da. Mereu am stat cu, în primul rând, cu prietenii lui sormea, care era mai mare ca mine. Am stat cu ei, mă trimeteau la bere, la pâine, la peste tot. Când aveau ceva de făcut, le era lene, du-te și nu știu ce. Și stăteam cu ei și am avut multe de învățat de la ei. Și eu mă duceam după aia și împărțeam șmecheria pe, cum zice, la ăia de vârsta mea sau mai mici. Adică, cred că și asta lipsește în ziua de azi, gap-ul ăsta, relația între ăia mai mari cu ăștia mai mici. Nu prea, am văzut că au început să se combine iară, știi, să se întâlnească, salut, să se împretenească, să nu știu ce, dar e un proces lent și mă bucur că se întâmplă asta. Că e natural, de unde vezi dacă nu de la ăia mai mari, știi? Da. Crezi că în 2024 mai există cartierul, gap-ul ăsta despre care vorbești tu? Crezi că mai este ideea care separă brigăzile? Care... Nu prea sau... mai stă lumea afară. Adică toată lumea stă în casă sau cine știe pe unde stă. Cu telefonul în mână toată lumea. Eu m-am bucurat zilele trecute când am văzut niște copii că se jucau fotbal pe stradă. Deci... Parcă te-ai uitat la un film documentar. Da, deci m-am uitat, am zis, mamă, fiară că ne-am întors în 95. Da, deci la fel copii... am simțit și eu, da, când se băteau cu zăpada acum iarna. Au lăsat telefoanele, s-au bătut până au degerat cu bulgări. Deci am trecut prin Cismigiu, mă duceam la birou și am văzut copii care făceau oameni de zăpadă și am zis, Doamne, ce bine că există chestia asta. Băi, e mișto să faci chestii cu mâna ta, din mintea ta, ai avut, nu știu, nu neapărat o idee, ceva măreț, dar și în joacă, să faci un rând de zăpadă, ți le imagina, le-ai făcut tu mai strâmb așa, dar e de mâna ta, e mișto. Nu-ți place, dă-i în picior. Ai muncile, da, urât. Îi dai în mijloc. Care a fost cea mai importantă lecție de viață pentru tine? Nu știu, multe. Știu doar că foamea e cel mai bun bucătar. Lenea e cel mai bun mijloc de a ajunge mai repede la soluții. Dacă ești o persoană leneșă, trebuie să găsești soluții, să muncești repede ca să nu muncești iarăși, știi? Să muncești repede ca să nu muncești, de fapt, știi? Cumva, cam așa cred eu că merge la leneș. Și na, tot felul de chestii rele din viața mea m-au învățat să apreciez mai mult chestiile bune, abar n-am. Nu știu... Nici mai știu ce m-ai întrebat. Ce punct de cotitură ai avut în viața ta? Ce eveniment a făcut să te schimbi, știi? Multe evenimente. Multe. Așa mi-a zis și mai devreme. Prea multe, frate. Și în viața personală, și profesională, și cu tovarășii, și cu fetele, și cu școala, și cu sportul. Adică, na. Unele chestii cred că așa trebuiau să fie. Adică când m-a lăsat de sport, noi ne duceam la sală și fără antrenor ne jucam pe trambulina elastică, chestii care, exerciții care nu le învățasem. Fără antrenor? Fără, da. Nu prea, n-ai voie să stai în sala antrenor, ne supraveghea cum ar fi, rup gâtul, lovești. Mori acolo, da pa. Și o lună, două, trei, tot ne făceam joaca asta obligată, am făcut triplu sal cu nu știu ce, dublu Tsukahara, nebunii, și la un moment dat, venea concursul, a venit un concurs, nu zic ce concurs, că toată lumea știe ce fel de concurs era, de... Lăsați în comentarii dacă știți ce concurs era. Și mi-am dat seama că nu mai pot să fac coborâri de pe aparate, care erau niște salturi simple, salt la inele, salt la paralele, salt la sol, rondă, flick, salt... Și mă întorceam, mă răzgândeam, ăsta e termenul, la circar, la gimnaști, la b-boy, poate, termenul de te răzgândești, te duci să faci sal și te întorci fără să vrei, că în joaca aia trebuia să te învârți cât de mult puteai ca să-l obligi pe ăla, să reușești imposibilul cumva, știi? Și n-am zis la nimeni, mi-am dat seama, zic, las că, păi e doar azi, mai încerc mâine, mâine la fel, păi la fel, nu știu ce, fără salturi, m-am dus la concurs, am făcut concursul pilaf și a trebuit să mă las de sport, dar... Nici nu-i văd bine pe gimnaștii ăștia noștri. Adică te ajută în viață. Eu doream să fiu antrenor, să merg, nu știu, în Italia, să antrenez pe ba mulți în America, eu știu, Olanda, ceva, știi? Uh-huh. Cum văzusem la antrenorii mei, care tot plecau, că nu e bine aici nimic, în țara asta e, totul e jale. Sportul e la pământ, din păcate. Da, dar sportul e bun să fii sportiv de performanță și pentru tine, așa, să trăiești ca om normal, să mai faci un pic de sport.
Și a trebuit să renunț. Dar am luat cu mine de acolo niște chestii foarte importante. Cum e trezitul când ai o treabă. Fiecare zi la 6 eram. De la 6 ani la 6 până la 13-14 ani fiecare zi. Adică eram, am făcut armata, era un fel de armată sportul ăsta de performanță. Da, citisem undeva că te-a dus odată tatăl tău la, da, cu la antrenament care și după aceea te-a lăsat. Și unchiul mi-a făcut, da. Te-a lăsat singur să te duci. Da. Mi-a arătat cu metrou, iei metrou de la Titan, cobor la Dristor, de la Dristor schimb magistrala, mai mergi 4 stații. Nu puteam să sar la metrou la Titan de multe ori, mergeam cu tramvaiul, râmii cu sărea, coboram la Dristor și săream pe acolo, dacă nu puteam, dacă nu mergeam de la Dristor și luam tramvaiul 1 și luam așa, Muncii, Iancului, obor, până ajungeam eu la Ștefan cel Mare, o oră mai târziu. Da. Te înțelegea antrenorul, că na, mergeam, tot București așa l-am învățat, în timp ce dormeam, rup de oboseală. De la antrenament, mă trezeam la capătul, nu știu ce tramvai, capătul la... Noi suntem din aceeași generație. E. Yeah. Și vreau să te întreb ce trupă, am nimerit cam aceleași influențe muzicale, vreau să te întreb ce trupă te-a influențat mai mult, Biugi Mafia sau Paraziți? Paraziți, ascultam cu tovarășul meu Răzvan, băgam Paraziți la greu toată ziua. Și după aia îți dai seama că i-am luat și am ascultat pe toți, fiind din Titan, Poarta 4, Sălăjean, am luat iar La Familia, toată discografia, am luat și Mafia, să vedem cu ce se mănâncă, dacă vrem și noi să facem, vedem la alții, poate, știi, ne inspirăm și găsim ceva să ne ajute să învățăm să facem, că asta e, mai întâi cauți cum se face, cine face și... Și până la un moment dat, cred, când am... De fapt, am început cu Metadon 3000, am început cu ceva mai bine decât Paraziții, dar după caseta aia cu Metadon, da, care oricum mai avea câteva piese cu Ghetto Dash, cam mai ai cariera, știi? Adică o dai pe decene un pic, dar e destul de mici discografiile astea. Mai e cu Racla, știi? Da, țin minte. Dar după, cumva, după Metadon Vexatul, când a apărut calatoarele, am început să căutăm pe YouTube la tovarășul al meu și el ascultând Paraziți, că asta îi plăcea lui și era calatorul lui, Paraziții era... Paraziții în efect. Da. Și îți dai seama, e mișto. Da. Pe aia cu UMTV, când băga la televizor, îmi scriam numele de trupe să mergi să căutăm pe calator, că aveam internet, dar ce căutăm? Că nu era ca acum YouTube-ul de îți dădea sugestii, trebuia să știi tu ce cauți. Mergeai, playlist sau nu nici nu mai... Nici nu mai aduc aminte cum era YouTube-ul pe atunci. 2000, cam până 2000 și un pic. Mama, acum 25, 24, mi-am amintesc când a apărut internetul la noi în cartier. De fapt, nu cred că era internet, doar calculatorul. Când a apărut calculatorul, avea cineva într-o casă la el în casă și a făcut în sufragerie 4 calculatoare. S-a dat duma, bă, ați fost la calculatoare aici, la parter, la nu știu cine acasă. Era într-un bloc la el acasă, și sală de calculatoare. Internet cafe, cum ar veni? Primul, da, și avea Hercule. Ăsta era primul joc pe toate 4 calatoare. Dădeai niște bani și te jucai Hercule câteva vieți. Pa, pa, murei, pa, pa. Mamă, știu că eram extaziat. Știam că n-avem bani să mă duc să mă joc Hercule pe calator. Dar cumva am făcut. Eu m-am dus, am dus niște sticle, am luat garanția pe ele. Când mă trimitea lumea să iau bere și îmi lăsau mie sticlele să iau banii pe garanție. Mamă, Hercule, ciuciu, sărel, poliane, pa, pa. Da. Și ulterior iar am făcut ser de alea de pachete, de noapte albă. Îți luai pachet, era dacă luai toată noaptea la... Night long. Da. Am mai țin minte că așa se numea, night nu long. Mai știu cum e, de pachet, așa ziceam lui. Da, luai... Habar n-am cum îi zicea, full night. Full night, full night sau night long? Full night era sau night, nu mai țin nu minte. Nu mai știu. Era. Și ne jucam toată seara, Counter-Strike și ce mai jucau ăștia, Diablo, Quick. Jucam Mu online la un moment dat... M-a învățat tovarășii noștri, jucau de-astea de strategie. Mie îmi plăcea astea simplu, ori bătăi, ori cantă. Simulatoare. Da, ori să FIFA, nu gândesc prea mult. Eu mai jucam Diablo. Și Diablo. Dar mă prindeau și astea de strategie, mai așa. Și jucam online ăla și era o schemă, spuneai scoci pe mouse, pe click dreapta ca să dea ăla acolo să faci level. Și stăteai într-un loc și te bătai cu niște proști de ăștia. Monstrulezi mici, bam, 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 și creștea levelul, level. Și noi stăteam și beam pe sală, 8 ore la sală, am crescut câte ai, mamă, 5 levele. Slab, mergeam, angeam, wow. La 5 dimineața când te dădea la afară, eram plin de coșuri cu ochiata de la
ratoni. De la cât Pepsi băusem. Îmi amintesc, și noi mergeam, da, dar nu le ziceam părinților că mergem să dormim la ceva. La un băieram, la ceva. Mergem la un băieram, să dormim la ceva. Mergem la sală. Că... Nu, că nu ne lăsau întotdeauna. Ne rugam câteodată și ne lăsau o dată pe lună să facem treaba asta. Și noi mergeam acolo. E ziua lucutare, merge la sală. Punem bani, se luăm cadeau, ne dădeam toți banii la Internet Cafe. Și ajungeam acolo și era, nu știu, 3 dimineața sau 4 dimineața. Și noi ne jucam CS acolo, ce, sau ce ne jucam, StarCraft, în fine. Și la un moment dat mai venea câte o mamă din asta. A, deci aici ești, treci acasă. Și noi ne opream un pic în tot ce făceam, ne uitam așa un pic, îl luam acasă și după aceea ne întorceam la treabă. Erau mai multe săle așa și când te prindea, era, îți dai seama că era o clică ăla care era angajat acolo și chema el băieții lui că n-a lucrat toată seara, stea cu băieții lui acolo, vorbea. Și la un moment dat pe la cultural era o sală, nu mai știu cum se cheamă sala aia, spate pe la cultural pe acolo. Bine, în toate se practica, așa. Mai ales în astea, mai în zone mai înturecate. Și jucai tu Counter-Strike o oră, două, trei și la un moment dat ai văzut că te ia oboseala, dacă n-ai ce să bei, să mănânci, că probabil aveai bani aia, îți mai luai un pachet de țigări și cam mai era. Și stătea și ăștia care aveau sala, care erau, lucrau pe tură aia, începeau să pună muzică de aia lentă pe sală, Celine Dion... chestii, să te ia somnul, să adormi. Și tu te culcai pe tastatura aia și până au furat telefonul, banii, tot ce aveai pe tine. Că erau toți în clica lor, îți dai seama. Cum te ia și bă, duce la ceilalți. Deci de aia se punea muzica. Da, muzică lentă, Celine Dion și chestii. Și n-aveai voie cu Pepsi. Foarte important ca să nu te țină treaz. Da. Oricum nu prea aveam bani. Se lăsa cu bătăi, mulți beau toată noaptea acolo. Unde să bei dacă nu acolo? Și asta, ții minte, pac, mereu e buzunărea venea așa pe la tine, pac, ușor, nu știu, poate chiar am furat și eu niște telefoane pe Celine Dion. Cât de tare a contat anturajul pentru muzica pe care o faci? Pentru că ai descoperit rap-ul? Păi, în primul rând, cu anturajul m-am apucat, ne stimulam unii pe alții, ne plăcea aceeași chestie. Și na, unul se pricepe la scris, unul se pricepe la furat beat-uri, unul se pricepe la nu știu ce. Știi că se plângă ăștia cu mama, a furat nu știu ce piesă, artistul cu tare. Păi de ea gândește de unde a început. Că n-avea bani de beat-uri, clar trebuia să le fure. Deci el are școala de furat, orice producător are școala de furat cu master și a doctorat un ciordit piese. Îți face orice, știi, că se plâng acum, mama, a furat de acolo, a furat de acolo. Toți muzicienii care sunt au școală de furații. De acolo încearcă să fure cât mai puțin, știi? Da. Să fie cât mai original. Când îți ardeai rocker, că ai fost și ai avut și perioada de rock și chiar ai o piesă pe albumul ăsta care mie îmi place foarte mult. Care album? Asta? Cu gimnastică lirică. Ai o piesă care e mai de rock. Nu? Poate aia cu să sară, îi dau să sară. Cine vrea să sară, să sară. Mie mi se pare... O să mai prodigi, da, e mai hardcore piesa. Da, mai mie îmi place. Da. Deci mie îmi place, am dat-o și soției că ea e fan rock și am zis. Toată lumea, la un moment dat, mi-am dat seama că toți rapperii care suntem și nu neapărat rapperii, toți avem cam aceleași piese la un moment dat. Să fac o piesă despre sărit la concerte, o piesă despre bătăi, una despre droguri, una despre femei. Dar faza marfă e că fiecare cântă din experiența lui și din perspectiva lui, știi? Că mai este alea, avem aceeași nume de piesă. Păi dacă aia e refren... Și asta e, n-ai despre ce să cânti despre altceva. Așa, ți-o ardei boschetărește cu berea la pet când... Da, mi-o ardeam boschetărește la bloc? Cu dormit pe preșuri, învelit cu preșuri până obor departe de casă. Adică am fost homeless for real, nu... Da, am fugit de acasă, eu, supărat, rebeliune de tânăr puștan... Nici n-aveam 18 ani, fugim de acasă, stăm, beam, fumam, dormeam pe bănci, în parcuri. La un moment dat chiar am stat mult timp, stăteam la un tovarăș acasă, eram cum ar fi familia lui. Tot ce furam, pârleam, tâlhăream, ce mai făceam noi, împărțeam banii, făceam niște paste, luam bere, stăteam în cluburi, în aia descoperisem, era viață. Ai făcut Maradona vreodată? Cred că le-am făcut pe toate, stai, știi. Unde te simți cel mai bine? Spun întrebarea, dar știu răspunsul, dar poate cine știe, poate îmi zice altceva. Unde te simți cel mai bine? În mainstream sau în underground? Sau în underground? Uite cum suntem aici în subsol. În underground, îți dai seama. Una e să faci ce-ți place, cam aia s-ar traduce underground-ul. Și când tu din 100%, să zicem, produsul ăsta e 100% ce-ți place ție, ești mulțumit de el cu totul. Dar în momentul în care...
vrei să intre pe radio sau vrei să nu știu ce sau tinzi încolo, deja renunți un pic la libertatea. Ai avut colaborări și cu artiști mainstream, ai colaborat cu Delia. Da, dar cu... toate au un scop, e, tot e marketing, înveți și tu strategii să vinzi, că te-ai, bă, dar eu de ce n-am succes? Eu fac ce-mi place. Da, da, nu e chiar așa, ți-am zis, e o industrie, se fac bani mulți din asta pe toate direcțiile. Că altfel nu mai exista dacă nu era profitabil, dacă era, nu știu, o meserie care da. Nu mai există. Dar, da, trebuie să renunți un pic la ce-ți place să faci ca să faci și bani. Că la finalul zilei despre asta e vorba. Faci ce-ți place, dar trebuie să și mănânci, că altfel nu mai faci ce-ți place la fel de mult. Da, e oarecum o discuție. Nu cred că-ți place să stai să faci cafele toată ziua pentru cineva. Te și urle, își bată joc de tine, ți aruncă bani pe jos, nu e bună cafea, mă, ce e asta, să strice ziua așa în fiecare zi. N-are cine să-mi strice ziua decât eu, adică dacă sunt, mă enervez pe nimic, știi, adică, ce fac, sunt prea fericit azi, o să-mi stric singur ziua. Așa întreb eu pe oameni, zici și ce faci, cum ești? Extraordinar de bine, și zic, bă, păi nebunic, eu niciodată nu răspund așa. Aveam o dumă cu tata, mereu mă întreba, ce faci, bode, e supărat? Și parcă când te întreabă dacă e supărat, atunci începi să te superi. Bă, tata, de ce mă întrebi dacă e supărat? Așa urât, arată, parcă ultimul om supărat, plouat. Da. Și am zis, nu mai mă întreba, îi ziceam, nu mai mă întreba dacă e supărat. Bine, nu te mai întreb. Ai fost vreodată supărat pe Mache? Da, am avut, da. Na, ca orice copil, ca orice om, te superi pe... neputința ta de a putea să controlezi ceva crezând că el face ceva greșit. Adică faptul că el mai stătea și bea cu tot felul de oameni pe piață, pe unde era, nu era neapărat ok, dar ei erau prietenii lui. La vârsta lui, în situația lui, alți oameni n-ai cu cine să fii prieteni și îți trebuie oameni, că cumva la bătrânețe asta e cel mai nasol, singurătatea, de acolo cred că vine și boala, vin toate, te îndoaie una câte una. Da, oricât de bătrân ai fi, ieși afară, plimbă-te, fă chestii ce poți, agață-te de tineret ca să știi să te menținești pe tine tânăr. Ai 70 de ani, dar dacă ți-o arzi cât de cât decent ca cu niște 40? Nepoți, da, da, poți să o parcă ai 40, mai alergi, mai joci un tenis de picior, nu știu. Un tenis de ăla cu racheta, mai așa, sau dalea, ce joacă ei, șah, table, abar n-am. Adică contează mult și... Da, eu mereu am impresia asta că părinții noștri, că noi am fost crescuți de generația care ar fi trebuit să meargă la psiholog. Părinții noștri ar fi trebuit să meargă la psiholog, dar atunci, pe vremea aia, nu cred că era... Existau alți psihologi. Exista psihologul curea, psihologul pâtă, psihologul stânga, dreapta, care vrei tu. Adică... Da. Sau nu știu, pur și simplu treceai peste când aveai de ales. Era... Acum când ai opțiuni, dacă n-ai avea opțiunea asta, n-ai apela la ea. Nu zic că e un lucru rău să mergi la psiholog sau că e un lucru bun sau așa, dar zic că dacă nu ai opțiuni, nu te duci la ele. Știi, le rezolvi singur cumva. Pentru că n-ai de ales decât să rezolvi problema. Știi ce zic? Da. Dacă aveam decât un microfon, vorbeam amândoi la el. Da, corect. Cum avem trei microfoane. Corect. Cum am mai făcut, avem trei microfoane. Parcă m-aș duce să vorbesc un pic și ăla. Doar că să-mi complic viața, știi? Da, așa e. Mai țin minte când te-am chemat prima dată la radio, am făcut radio vreo 10 ani. La Gold, la Guerilla, prima dată, la Gold și după aceea la Tananana. Oh, și eu am fost unul dintre... La astea de hipsteri. Yeah. Și eu am fost unul dintre primii oameni, nu am fost primul, primul a fost Matei Oprina, pe Matei, am fost unul dintre primii oameni care a difuzat Macanache. Yeah, mulțumesc frumos. Cu ăsta sunt eu și îmi amintesc... Cenzurată. Sau făcusem eu o versiune cenzurată. Era o versiune în care nu erau mai multe. Da, că am rimele de zeu în loc de... Da. Și noi, cum se numește, le mai dădeam pe astea, că aveam o emisiune proprie, vinerea, știi? Și puteam să chemăm pe cine vrem sau să... Mamă, ce mă mândream cu poza aia. Știu că era o poză de la Gold FM, cred. Așa. Și mă mândream cu poza aia. Bine, în sine mea, mamă, am ajuns, aveam eu poză cu microfon la radio. Da, mamă, totuși, uite unde sunt, sincer acum.
cu ochelari, bam, macanache, artist. Da, deci tu ai venit de două ori, ai venit odată la noi, cred că ai venit singur și mi-ai venit odată cu 4G, care erau 5, eu nu înțeles niciodată chestia asta, erau 4G păi, și erau 5. Păi erau 4 MC și în orice crew e un DJ. Ah, ok. Știi, practic era 5G, dar nu știam sigur dacă ne bazăm pe DJ-ul ăla. Noi am început ca MC trupa. Ok. DJ-ii mereu se schimbă ceva. Ei nu mai era în care începe o trupă cu DJ-ii de la început. Poate cu un beatmaker, dar nici cu el nu e sigur și atunci trupa e doar MC. Și mereu angajez practic DJ. Ăla vrea, bine, ăla nu mai vrea, nu vă mai înțelegeți. Schimb DJ-ii odată la 2 ani, la 3 ani, nu știu. E destul de dificil pentru că și ei poate să fie independenți de tine, n-au nevoie de tine ca de show-urile tale, poate să-și facă show-urile lor, dar câteodată când trebuie să strângă cureaua, mai așa, după aia se obișnuiesc cu tine, băi, că e lejer, nu mai trebuie să pun muzică toată noaptea, pun muzică o oră, nu știu unde, păi, iar se satură de tine, adică e o chestie, o relație de-astea de love and hate cu DJ și MC. DJ-ul era principalul când a început hip-hop, acum DJ-ul undeva în spate, nu știe lumea cum îl cheamă. Da, dar oare de ce s-a schimbat chestia asta? Pentru că DJ-ul nu poate să vorbească. Nu toți DJ-ii poate să vorbească, nu toți DJ-ii cântă. Ăsta era tool-ul lor, la început era DJ și MC, era la pachet, același om le făcea pe amândouă. Dar după aia trebuie să caute vinilul ăla bun, trebuie să facă multe chestii. Și a zis, bă, îi dau ăsta $5, ia zi-mă acolo, DJ Macanache. DJ Macanache e cel mai tare în seara asta, pa, 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 muzica asta e păr asta. E timpul să o luăm razna, pa, ho. Și ăla a zis, bă. Și acum, brrr. Și lumea a început să-l observe pe ăla mai mult, știi, care băga rime. Și a zis, bă, ăla vorbește direct cu noi, DJ-ul ăla nici măcar nu-i bagă în seamă, doar freca alea acolo. Și a luat fața, pac, și s-a sucit. Acum treba. MC-ul e mai tare decât... MC-ul e tot. Da. Dar oricum și lead singer-ul dintr-o trupă, știi? Da, probabil de-aia toți din Beatles aveau microfoane. Bă, noi nu o să avem lead singer, avem... toți suntem șmecheri, știi? Știi ce mi se pare mie foarte tare? La cântăreți, băi, ești cântăreț, știi? Ești foarte tare. Ce mi se pare mie urât ceea ce fac actorii? Uite, au fost acum Oscarurile. Nu mai țin minte, nu era Bradley Cooper, nu mai țin minte numele era lui. Era Mini Cooper. Nu mai țin minte numele lui. A și fost Ryan Gosling. Da. Ryan Gosling. Care a și cântat. Da, știu, a crescut cu noi în cartier. E un titan. Toată lumea a luat. Bă, Ryan, ți-am zis să-mi lași și mie de țigarea aia, mereu. Le fumează până la la deget. Mai țin minte cum era când jucai fotbal, venea ăla în timp ce era pe trenire, dă-și mie de fum. Portarul mereu fuma. Deci portarul neapărat fuma și trebuia să aibă berea. Bară, trebuia să aibă berea. Da, mai țin minte, noi n-aveam porți, ne făceam porțile din haine, din geci și pietre. Ah, și de multe ori nici nu era minge, jucai cu o sticlă sau ceva, da, o sticlă goală. Da, se întâmpla, dacă se spărgea minge era nasoală treaba. Știi ce făceam ca să facem rost de bani? Hai că zic, aruncam mingea sub mașinile oamenilor care era deja spartă, că era mingea spartă, spărgeam noi, o dădeam în gară. Trebuia să dea și venea mașina și noi ne făceam că ne jucăm cu mingea, bă, ia vezi, și ne uitam și după ce mașină vine. Dacă venea o Dacia, nu o dădeam. Dacă venea un BMW, dacă venea un Mercedes, dădeam cu... Deja văd scenariul la film. Tot lucrez în capul meu la un film și îți dai seama că încerc să adun și din experiența proprie și așa, dar asta e o scenă bună de film. Da. De film de ăsta hoodiș, de cartier, hip-hop type movie beat. Și ce făceam când ne luam minge? Deci omul ne dădea, ce ai făcut, ne-ai spart mingea și avea merț, avea ceva, cât e mingea? Și 800 de mii. Sau câte, nu mai țin de cât ziceam. 40 de mii de milioane era, de mii. 800 de mii, că era Nike, uite. Și ne dădeau banii, și luam și minge și pe aia luam și înghețată, suc, ce ne mai luam noi. Da, ziceam, revenind la ce spuneam mai devreme despre Ryan Gosling, băi, e tita mai actorul, da? Băi, și la premiile Oscar vine și cântă. Băi, bă, sunt actori, de aici, n-are treabă. Bă, dar tu știi cum cântă? Deci și cântă mai bine decât alții care cântă. A, rup, nu da, bă, păi el a cântat și într-o trupă. E actor. Uite și ăsta, cum îl cheamă, de-mi place, sunt mare fan și eu și nevastă mea. Cum îl cheamă? Johnny Depp. Na. Că și ăsta e cu... Mai recent acum, de joacă pe Venom. Tom Hardy, da. Tom Hardy e MC. El cânta când era în tinerețe, făcea rap. Și ăla știe să cânte?
Bă, dar bagă rap ca lumea. E pe albumul lui MF Doom, nu știu dacă știi. MF Doom e un tip foarte apreciat pentru cum cântă și cu cine cântă. Și pe albumul lui mai era un băiat. Nimeni nu știa cine e băiatul ăla de cântă pe albumul lui. Era Tom Hardy. Da, da. Îmi place mult de Tom Hardy. E bine omul. E tare Tom Hardy. Am bătrânit foarte mult acum. Adică se vede pe față. Păi la un moment dat toată lumea îmbătrânește. Cine știe cât muncește, ce probleme, ce stres o avea, dar e bine. Am aici întrebare. Când ai plecat aici ChatGPT-ul întrebare. Când ai plecat în Berceni, ți-ai făcut un prieten care avea calculator. Cum era povestea aia? Cum ai descoperit muzica atunci? Păi tot în Berceni, cum îi zice, am găsit înainte de calculator. El ulterior și-a luat calculatoare, nu mai știu. Când aveam 13-14 ani ne-am mutat în Berceni. Nu știu dacă erau internet sau chestii, calculatoare era... poate erau, ți-am zis că eram încă în Titan când am mers la Hercule. Dar nu știam de YouTube, dar de alte chestii. Era net, dar era dial-up, adică trebuia să te mai ții. Nu știu dacă descoperise muzica pe calculator și după aia a venit băiatul ăla, aveam un băiat care, noi făceam băierame la noi în garsonieră, cu casete la castofon. Și aveam un băiat care avea mult saci de manele, nu știu de unde îi lua. Și la un moment dat, în saci aia, noi mai cotrobăiam. Și ți-am zis, acolo am descoperit Vexatul, cumva, prima mea casetă, Wu-Tang. Și le-am ascultat pe alea pe repeat, dar am înnebunit. Dar nu știu dacă tot în perioada aia mergeam și la Răzvan, cum ar veni, să stăm pe calulator. Cred că ulterior și-a luat calulator, el cu George, rockerul, și mergeam ba la George, ba la el, bam, bam, stăteam, ne jucam Neo Geo 2 pe o tastatură. Mamă, știi că erau Neo Geo alea cu bătăi, bam, 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 2 pe o tastatură, pun picior. Mamă, am prins și Saga și Terminator și... Când eram mic, sora mamei s-a dus singură cu un dicționar mic așa în Japonia și mi-a trimis de atunci, stăteam în Titan, eram copil mic, nu știu, 96, 98, nici nu mai știu, înainte de 2000 oricum, și mi-a trimis un Nintendo de ăsta, șmecher, dar eu nu știam de Nintendo, nici, cred că știau ea în cartier nimeni de Nintendo. Și eu am văzut că era ăla, așa l-am desfăcut, n-aveam ce să bag în el, că n-aveam dischete de să mă joc pe el, știi? Și luasem ăla de-l bagi în priză, că era o chestie super grea, așa. Acumulatorul ăla ce era. Da. Și mi s-a pur mie interesant să mă joc așa pe el, că e greu. Și așa mă jucam pe Nintendo cu ăla, așa, până am rupt firul ăla. Și când s-a rupt, zic, mă, pe și pe el, de rupt pula mea, s-a stricat jocul. Știi ce zic? Adică... Dar mai avusesem înainte de Nintendo ăsta, făcusem rost, nu știu, ori sormea, ori cineva, cred că se chema Rainbow. Și era o chestie cu rație, de împușcai rație, de avea o manetă cu buton, un buton aici, unul așa, papa, și vânăi rație. Ții minte ăsta, Rainbow ăsta. Era mișto Terminatorul ăla. Avea jocul și cu motorete de... Terminator îi zicea? Terminator. Ăsta cred că era mai vechi, era Rainbow. Era un joc mai vechi. Terminator era ceva suț. Rambo era... Auzi, Terminator, Rocky, Rambo. Să scrie lumea în comentarii care a avut joc Rambo sau... Da. Eu așa știu că îi zicea Rambo la joc, dar nu știu de ce îi zicea Rambo, că nu era niciun joc cu Rambo. Nu era, dar era, nu, se numea ăla Terminator. Eu așa țin minte. Și zicea Rambo din cauza că Stallone îl jucase și în Terminator și în Rambo. Da, să știi că... Și acum, cred că astea, nu știu toată dacă viața nu m-am gândit niciodată în Terminator. Bă, uite, e Rambo. Dar cred că ne certam pe filme și eu vorbeam de jocuri. Deci eu am avut Terminator de la... Adică da, Rambo care e același lucru. Okay. Sper că era în sfârșit am stabilit misterul ăsta. Care n-aveam nevoie să-l stabilez, dar dacă vei tu să discuție. Mai erau și HC-urile. Nu știu dacă ai prins HC cu Pong. De era ăla așa, de făcea așa. Am Pong, știi? Și era tenis, se ducea aia și făcea așa. Neavând tehnologie în casă, nu m-a pasionat tehnologia. Eram... La mine a venit greu, a venit... Barbar, omul peșterii. Nu, că ceilalți în cartier mai aveau și erau pasionați, pe mine mă enerva. Și faci mult, stai și... Stai să te joci toată ziua. Da, hai afară. Afară, exact, hai la fura de ceva. Eu aveam un 386, nu știu dacă am mai zis povestea asta, aveam un 386... Și nu mai avea spațiu. Era nasol rău de tot. Versiune Windows.3, Windows 3.1 și mă jucam Prince of Persia. Sigur, Prince of Persia. Și sigur ai auzit de joc. Da. Acum au scos nu știu ce. Și era pe două dischete, dar nu aveam spațiu decât să bag prima dischetă. Și băgam prima dischetă, se instala jocul, o băgam pe a doua, nu mai e loc. Și mă jucam doar primele 6 niveluri, m-am jucat toată copilăria mea primele 6 niveluri. Nu știu dacă a salvat la vreodată prințesa sau nu. Nu știu ce se întâmplă mai departe. Nu știu ce se întâmplă. Că mai erau 6 cu 6. Wow. Da.
Jale. Aveai idol când erai mic? Mă, cred că aveam ceva. Asta înainte de hip-hop și așa. Erau gimnaști ăștia jmecheri, de-i mai vedeam eu că vin pe la sală și era așa. La un moment dat la gimnastică, de-abia de la undeva pe la 13-14 ani încep să bubui. E corpul ăla de gimnast. Până atunci ești așa, schilambric. Adică n-ai nicio formă. Te modelează sportul, adică rămâi mai micuți făcând aceleași exerciții sau știi, la bară, la aia. Dar eu vreau, bam, să ajung așa cum văzusem eu la Drăgulescu, la Urzică, la aia, văzut, are brațul mai mare ca capul. Mai poți să faci spagatul? Bă, nu-l fac până jos, dar mai m-a provocat cineva zilele astea. Îl facem pe două scaune nu, la final? Nu, că nu merge, se rupe blugii, cad în cap, ei. Dar ai zis că la toate podcasturile se discută aceleași lucruri. Eu da, un uite, moment mai am o fază când mai beau un pic așa și mai mă apucă nebunia, mai fac salturi pe spate după chestii. De pe loc nu mai pot să fac, de aceea m-aș duce în cap direct, dar mă urc pe o masă, pe un scaun și mai fac un salt pe spate random, când nu se așteaptă, că nimeni nu se așteaptă la mine, știi? Deși da, toți știu că ești gimnast, dar când o faci, oh. Și mai fac așa, bă, am visat? Asta te-ai aruncat pe spate, nu? Oricum cam asta e, sunt obișnuit cu reacția asta de mic. Toată copilăria mă puneau toți să fac flip-flacuri, bam. Și zic, wow. Mișto. Ce tare. Da. Deci aveai idoli, ai zis că aveai gimnaștii. Gimnaști sportivi, da. Și că ajungeai atunci la 14 ani. Și probabil niște oameni pe un cartier care îi vedeam eu că aveau mașini și erau jmecheri sau jucau fotbal bine, vreau joc și eu ca țapul mare, cum joacă el, mă rupe, știi? Vedeam pe ăștia cu gagici ce aveau ei, ce combinau ei, vreau, îți dai seama, aspiram să pot să mă bag ca ăla. Erau bătăi dese, știi, și dacă noi ne băteam, mamă, aș vrea să știu schemele lui ăla cu aia de hockey, că se duceau cu bute, cu alea de hockey la bătaie. Erau atât de nașpa scandalurile? Da, da, cu săbii, cu chestii. Pe bune? Da, da. Mamă. Era mai dezvoltat titanul decât militar. Bă, posibil, da, ăștia când mergeau, și oricum se cam știau toți în cartier, când mergeau la bătaie, mergeau cu un cartier de lângă întreg. Bă, nu suntem mai jmecheri, dar cumva toate cartierele au jmecheri lor, sunt cam egale, e fix ca un război, te bați la egal și vede după aia. Bă, i-a bătut pe aia, știi, de acolo, ăia de la Ozana, i-a bătut pe aia de la Mini sau o dumă de-asta. Da. Mergeam oricum noi, toți copiii, mergeam și noi cu ăștia mari. La bătaie. Da, dar bine, mai mergeam doar să vedem, da, să vedem gen martorii ai războiului. Eram ca Homer, știi, s-a dus Ulise și i-a dat, știi, reportam, zicea, mama, ai văzut ce-a dat ăla, mamă, morul l-a leșinat. L-a băgat în spital. Toată ziua numai asta vorbea. Mamă, ce pa, 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 pa. Când scrii versul, scrii pe beat sau fără? Pe beat. Scriam la început, înainte, să, așa, fără beat, dar n-au haz, că alea-s poezie. N-ai un ritm. Știi, e ritmul de poezie care e... Da, și e același. Nu, cum îți sună ție în cap, cum îți faci tu metrica de poezie, că știi, au niște denumiri la poezie, ritmurile. Iambic, trohai, așa. Morți, nu mai țin. Da, au alea, știi, niciodată n-am stat să le învăț. M-a pasionat la un moment dat, am intrat să învăț și eu să am idee. Alea ar fi tobele la ce scriam eu înainte, dar nu știam de ele. Doar scriam niște rime pe foaie fără ritm. Avea un ritm, dar nu știam, nu o făceam intenționat. Okay, iambic sau trohai, și trohai, cred că astea erau. Da, și probabil există altele, îți dai seama că și în poezie normal. N-aveau doar... Trap și rap. Avea și drum and bass, avea, știi, trohaic bass sau, știi, iambic dubstep, știi, iambic reggae, știi ce zic? Sigur aveau și că erau, la mea, au dus poezia la ultimul nivel, aia Eminescu e tata lor. Făceau un dubstep acolo din paralambie aia, din haralambie, din trocamatarie. Știi ce zic? Adică erau și șmecheri, inventau și ei ritmuri noi în poezia lor. Dar când am descoperit beat-ul și mi-am dat seama că am o strict o măsură în care pot să încadrez ce vreau cum vreau, s-a schimbat treaba. Că scrii exact pe beat-ul ăla, dacă scriu pe un beat, nu se mai potrivește la fel pe alt beat. Îmi pun toată amprenta pe beat-ul ăla. Nu o să mai fie la fel acapela aia pe alt instrumental. Chit că e la același BPM, aceeași de-aia, îți dictează beat-ul cumva ce să scrii. Armonia... sunetele, tobele îți dictează ritmul piesei, refrenele, strofele. Da, și tu te joci. Oi, papa, și jucându-te așa, ducându-te în necunoscut, descoperi
flow-uri noi, ritmuri noi de a rima, pauze, faci pauze, aiurea, conversații, dialoguri, tu cu tine, tu cu beat-ul, tu cu publicul, tu cu, știi, adică poți să-ți imaginezi, e limit, e fără limită, e creativitatea, știi, să-i dai frâu cât vii și așa se nasc chestii noi, dacă mai e ceva nou, dacă nu, ceva ce n-au văzut românii, cum ar veni. Mulți, da, da. Exact, da. Știe toată lumea că Bugnici a făcut clipul ăla viral cu tine. Ăla de Vama Veche. I-ai mulțumit vreodată? Da. A făcut clipul ăla cu el de Vama Veche. Da. Nu. Nu ăla cu el, nu, că te întreb și de ăla. Am făcut o glumă. Da, da, el m-a prins acolo, ieșeam după muncă și mergeam cu fratele meu, Dan Pictor. Dan Pictor. Dan Pictor. Dan, descriere, Pictor. Mircea Bețiv. Da, și mergeam la Eden și eram... Gen, acolo mergeam să bem, că aveam băutură moca, că lucram la Terminus. Mm-hmm. Sau la bazar, nu mai știu. Ăsta e același patron, da, cumva. Da. Și m-a prins ăla acolo, ăla, auzi. George. George m-a turnat acolo, auzi el că se râde dinăuntru. Eu tot încercam să fac niște fete să râde, mereu pe Panorama, pe Caterin, că încercam și eu să agăț fără dinți în gură, măcar să le fac să râdă, dacă de futul nu le fut. Știi ce zic? Asta e problema la oamenii fără dinți. Mamă, ce tare ești, ce bine arăți, ce bine te îmbraci, ce glume aici, ai totul perfect, dar... Închide gura, bă, că am crezut că mor. Iartă-mă pe mine că m-a speriat. Stai un pic, că ce? A murit bunica? Adică, pa! Știi, toate fetele fugeau de mine și măcar, na, ăsta era felul meu de a vorbi cu o fată. Făceam cateringi, rime, freestyle, glume. Și a venit acolo și, bă, m-a prins în fapt acolo când... În momentul de freestyle de Caterinca. Asta înainte de ăsta sunt eu, era... Înainte, da, cu mult. Nu știu dacă deja băgase în ceva freestyle-uri pe net sau nu, dar ții minte că și la când a fost protestul cu Roșia Montana și înainte la alte proteste ce au mai fost, mergeam la proteste și mai făceam battle cu oamenii. Că după protest toată lumea mergea să bea, pe la control, pe unde apucă, mai veneau tot felul de poezi, de ăștia. Mă luam cu ei acolo, bam, bam. Marța la control. Nu știu dacă era și marțea înainte când mergeam la control, nu prea mergea nimeni. Știu că erau, se juca ping-pong în sala aia de concerte. Da. Veneai cu berea de afară, cu burger. Da, era... știu. Păi sus e, la alt shift e... Nici nu era alt shift. Nu era alt shift înainte. Dar știi ce e marțea, nu la control, nici eu nu știam ce. Marțea la control. Totul la jumate. Eu nu știam chestia asta. Și m-am dus într-o marți, dar m-am dus pe la, nu știu... 10 te-ai dus jumate, mai devreme. La 10 jumate. Și m-am dus, mi-am și luat nu era totul la era jumate. Era ok. Bă, la 12, că după 12, cred că e după 12 noapte. 12, așa. Da. Bă, te-a apărut de rică. Bă, n-am mai putut să-mi iau o beră, n-am mai putut să-mi iau nimic. Dar cum vine lumea, zice că, bă, ești sărac, te duci marțea la control. Nu, domnule, și vezi pe la control. Nu. 12, gata. Nu. Intrăm, 7 beri, șaturi, pișaturi, ce vrei tu? Știi, adică are lumea un pic de rușine, dar până la urmă s-a strecurat. Adică tot aceeași băutură bei și la 50 de lei și la 25 de lei. Astăzi, nu, domnule, nu vin pentru că e la jumătate de preț, vin pentru că e vibe-ul. Băi, eram aici întâmplător de 4 ani în fiecare marți, sunt aici, nu știu, universul cum mă face, cum mă plimbă. Da. Fii atent, intrăm un pic și în zona mea. Mi-ai zis că ai jucat fotbal. Yeah. Ce crezi că face România la Euro? Suntem. Ne-am calificat. Da, da. Nu prea sunt pasionat așa să mă uit la meciuri și chestii. Mai mă uit, dar nu mai am timp de pierdut să mă uit la meciuri. Bă, nu știu, eu sper să califici. Nu mai știu cine e echipa României, sincer. Probabil e fisul Hagi, nu? Da, e Yanis. E Yanis, dar nu prea joacă la echipa de club momentan, la Deportivo Alaves. E împrumutat de la, din Scoția, de unde e el, și de la Rangers. Nu știu, da, știu, când am fost mondialele alea de s-au vopsit toți în cap, de stătea toată lumea afară cu televizoarele, cam atunci mă uitam la fotbal. După aia am mai avut o perioadă de... îmi plăcea să fumez, să mă uit la fotbal, era așa... Se întâmplau chestii pe ecranul ăla. Și în perioada cu FIFA, când jucam FIFA, mă mai uitam la meci, mai vedeam. Dar, nu știu, le urez succes pe această cale... Nu uitați, pe 18 mai la arene. Stai așa că nu termină. Fotbaliștii României. Nu, asta e că cum stresez eu lumea. Stau la autobuz, orice fac, toată lumea. În număr, peste tot. 18 mai la arene. Bilete, păi ia bilet pe urmă. Da. Păi da, hai să zicem, ce se întâmplă pe 18 mai până la asta?
cu că vreau să te pun să faci până la mondiale? Până la European. Sau Champions League, se zice România în Champions League? Nu e, e România la campionatul european de fotbal. Ah, deci, european, e, măcar nu e mondiale. Da, uite, păi ce aia, mă? Ce, tu știi cât am așteptat momentul ăsta? Da? Da, l-am așteptat. Hai că te pun să faci chestia asta. Eu sunt comentator sportiv, eu sunt comentator de fotbal. Ok. La Pro TV și la Prima și la Orange. Poate te bagi... E o chestie, acum m-a invitat un prieten, se face un meci de ăsta demonstrativ, da? Între foști fotbaliști și șmecheri și influencer, rapper, chestii. Okay. Și ne gândeam, poate luăm și un comentator șmecher. Comentatez eu, auzi, am început bine. Știi? Dar poate și impersonez în stilul lui Țopescu. Poți să le fac pe toate. Macanache, dă o rimă, pasă joasă la fileu către, nu știu, știi? Da, dacă vreți, am mai făcut toată la o cupă. Mă bag. Și acum, cred că nu știu exact, nu mi-a dat detaliile, că i-am zis să vorbească cu Diana, să văd dacă am liber. Și ca să o să dea la televizor chestii, mm-hmm. Și... Facem, dacă vrei mai aduc pe cineva, comentăm în doi. Dacă nu sunt deja niște băgați. Dacă sunt băgați, niște, aia, nu niște băgați, dacă nu sunt deja niște băgați. Aia, nu mă bag. Fii atent, vreau să comentez, dar în stilul tău. E. A fost un meci la campionatul european, nu mai țin de ce an era ăsta, 2000... Asta era surpriza 2008, sau ce vrei era să 2008, zici? Da. Vreau să comentez. Mai bine, e reacția mult mai frumoasă. Da. Așa, dacă știam, nu cred că eram așa impresionat. Nu era. Vreau să comentez. E... Golul? Sau nu rateu? E gol, e o ratare. E ratarea okay. Lui Mutu în 2008 când am jucat cu Italia. Mamă, trebuia să nu zici ce e. A. Hai, lasă așa, nu mai zice, că vedem. Poate am glumit. Oh. Poate e gol. De mai în spate când a dat gol. Poate e gol, da? Și vedem că... Dă pasă, nu dă pasă. Cine e, România? Și atent. România cu Italia a jucat, în sfârșit, da? Doamnelor și domnilor. Suntem aici, pase, Mutu și a dat-o în pulă. A dat gol. A dat autogol. Ce? Nu e Mutu? E golul italienilor ăsta. Golul italienilor. Uă! Și-a pus mâna în cap, mătreața, morții mătii, a zis acolo. Bam, pase și dă mort, bă, gămești. Futu-te în gură, ciora peștea, mi-a dat la păia mai mare. Bam, pase, mi-ai dat în genunchi la operație. Săr, dă-te drecu, ia, nu, futu, bam, bine, bă! Apărat al nostru, pasă cu pieptul, cu capul, respinge. Bam, a dat-o, mi-a arătat curul, a sărit, s-a aruncat la mișto, ce ai făcut, mă? Băi, ia-o tel pe ăsta, bă, Cheliu, să se moară, hai mă, las-o, bufon. Ăsta e fake, se vede pe el, ăsta s-a aruncat și când nu e mingea pe lângă el. Mamă, ce frumos, ce șansă de gol, nu, l-a luat de gât, i-a smuls omulețul, era de roșu ăla. Adi Mutu, mamă, cât alniță are. Bam, bam, se uită la portar, la telespectatori. A dat-o morții. Este, mă, băgam ești pula în gura lor de român că vine și cerșească pe Italia aici. Nu-i mai suport. Hai, mă, să le dăm băgaia și în sânge. Pițurcă, luame. Bă, omă, nebunule, nu mai plânge, ce aici, pizdă. Ei, morții, le dăm două acum, aici, nebun. Ai văzut-o pe aia în tribun ce să-ți are? Să moară mama, trebuie să plâng. Ăsta-i plâns fake, plânge Mutu fake, să moară. E bun de telenovele. Bine, îți dai seama că ai apărat, ăsta era la final. Ai apărat, băgăm, ești pula mă, ai ghicit tu colțul. Păi, se știau din Italia, Mutu juca atunci, a jucat la Fiorentina, a jucat, da, se știau între ei și... Iartă-mă că am înjurat, da? Nu, stai liniște. Am și văzut asta. Ultim, cred că ultimul de ăsta amuzant, viral pe net, e cu, nu știu, Dică, sau nu știu cu Dică, cineva. A dat un sânge. A dat un sânge. Și mi-a rămas pe creier ăla, pe el limit, mereu. Mereu avem o dumă de asta, care e un film de-l vedem pe net, ceva viral, și glumim între noi cu ea vreo săptămână, două, nu ne iese din cap, până apare altul sau până ne plictisim. Era aia la un moment dat cu bețivii pe YouTube. Facem treabă în piață, muncim, luăm de aia la 16.000, că e mai așa, muncim în piață. Și când ne întâlneam așa pe scenă, luăm chitara, cântăm la 16.000, că e mai... O și adaptăm la situațiile noastre, știi? Tare. Cântăm, ridicăm mâna sus, ce vrei? Așa era când plecam în vreo excursie din asta, sau când mergeam la mare, la munte, tot așa, luam ceva viral, ceva ce era la mod atunci și adaptam la orice, adaptam la, la tot. Ce copilărie de căcat am avut. Da, mai glumit pe la studio mereu câteodată, când mai bem, avem o zi, e ziua cuiva sau așa și ne întâlnim, mereu sau nu mereu, dar am făcut-o de câteva ori,
ajungem să ne imaginăm chestii, jocuri, glumițe, o dăm, ne testăm unii pe alții, bam, bam, ce punchline am dat, uite ce aia, bam, bam, cu telefonul, iPhone, tot felul de dume, papac, mm-hmm. o pasăm așa, el are pe așa, totul e o rimă, o dumă, o caterincă. Și o băgăm și pe asta, la stânga, da? O jucăm și jocul ăsta al imaginației, dacă ar juca rapperii versus rockeri pe teren, știi? Deci, ok. Zicem că dă pasă deliric până la doc preia, pam, pam, știi, și chestii, adică când ziceai de... Interpretele care Kempes, pam, nu se mai ridică, a venit și Coșciugu, nu știu, glumesc, Doamne iartă-mă, da. Era mișto Kempes, avea voce mișto Kempes, mă rog. Și... Acum că mi-ai zis că alunecă Interpretele care Kempes, mi-l imaginez pe tata beat cum se bătea cu aia la cărciumă când eram copil. Se duceau pe mijlocul străzii în praf, acolo nu era asfaltat, fix în fața cârciumii și ăștia toți ceilalți stau așa cu sticla. Era, hai Machi, sau ăla, hai de mă, eu de-o dai seama, țineam cu tata. Și se băteau și aveau ei de-aia de Shaolin, îți dai seama, bețim, nu se băteau așa, doar tempul ăla. Pa, ce, pa, ai grijă. Bă, și a sărit, parcă îl văd și pe tata acum, a sărit tata să-i dea el ca Bruce Lee, ce vă zice la filme, îți dai seama? Bă, și a căzut săracul, a sărit, da, a căzut și a mamă, nu s-a mai ridicat, deci și-a rupt spatele, fața, tot, exact ca alunecarea asta, Kempes, știi? Asta ar fi alunecarea Kempes, gata, aleu. Alunecarea Kempes, tare, nou stil. Dragoste, pace lui domnului Kempes. Da, o, foarte o legendă. I-a scărat bagajele, am eu o prietenă foarte bună, Carmen Ivanov, profesoară de dicție, de da. Mult timp i-a scărat toată bagajele Kempes, se laudă Carmen și acum cu chestia asta, că era tânăr, avea vreo 19 ani, 20 de ani. Ar trebui să merg și eu la o școală de dicție sau de canto, dar așa, dar mie că îmi pierd din sosul meu, cum s-ar zice. Foarte bună, tu ai dicție foarte bună în cânti, eu sunt pro de dicție. Câteodată unele cuvinte, eu le și pun aiurea cuvinte unde n-ar trebui special. Să fie și nu-mi iese metrica, știi? Când, mai ales când vreau să cânt repede. Și e ok să ciunțești un cuvânt, știi? Uite, cum tu când zici foarte repede, zici calculator, tu nu spui calculator, tu spui calculator. Nu, calculator. Calator, așa spui. Nu presă, calator. Da? M-am observat că mai am în ultima vreme... mai ales la live-uri, nici nu mai termin ultimul cuvânt. Trei chestii de bază, dacă vreți, figura... Știi? Da, e un stil aici, în rap e altceva. Fiecare stil, fiecare cuvânt se spune diferit. Nu poți să spui calculator. Mie mi-e greu, știu că nu e ceva așa, dar îmi plac mai mult aia care cântă pocit, știi? Nu cântă corect gramatical. Da. Mi se pare că rap-ul e și o... de asta mai stradal, știi? Pentru oamenii care nu au... Ce a zis? O din asta așa, să-i mai asculti și asta odată. Mie chiar mă întreabă lumea mereu și când facem clipuri sau scripturi, îmi trimis și mie versurile, zic, bă, eu le-am dat delete. Că eu le scriu pe telefon sau pe ce le scriu și după aia, ca să nu-mi ocupe spațiu, fac. Și mult ocupă niște versuri, pe lângă un clip sau așa. Și văd că pune acolo cu puncte sau ăștia, că mai traduc pe versuri.ro și pune cuvinte ce credei care înseamnă da, sunt niște gherle de alea deschid cuptorul, nu știu ce zic, bă, un univers aș zice că deschid cuptorul să dau pasă cu latul, știi, adică știi ce zic, ceva la modul ăla deschid și cuptorul, le scriu, because you bake it, da, știi, de-aia, mă enervez. Bine, nu mă enervez, am gândit, bă, măcar să fie corect, că poate crede lumea chiar asta, sunt prost, asta am vrut să zic, știi. Și stau și le scriu versurile. Pa, 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 pa. Nu e pasă cu latul, e toți patru. Nu știu. Da, eu mereu dau exemplul ăsta între un scurt tratat și un scurt ratat, știi? Și oamenii vorbesc când zici, bă, vorbesc serios, am fost la podcastul lui Crăciun, știi? Oamenii nu zic, vorbesc serios, am fost la podcastul lui Crăciun. Și vorbesc serios. Da, mă, vorbesc serios. Și mănâncă sâcâu, știi? Ok. Da. Am vorbit despre Machi. Care e cea mai amuzantă poveste a ta cu el în copilărie? Bă, pentru mine n-a fost amuzantă și au fost multe, dar asta o țin minte destul de bine, așa. Sunt prea multe, nici nu știu care ți le zic. Am mai merg pe la stand-up, pe la open mic și mai zic povești ale lui, ce am pățit eu copil fiind cu aventurile mele cu el. Mergeam des la nașii care i-au fost tovarăși înainte să fie nașii meu și beau ei pe cartier pe acolo, unul mai chibrit, Chitila pe acolo, acolo au copilărit ei, Basarab, Gara de Nord, pe zona aia. Și am stat, mergeam la ei, stăteau, beau, non-stop, ne mai hrănea
nașii mei acum ar veni de dea mâncare, eram săraci, n-aveam mâncare, noi de-aia mergeam la rude în vizită să mâncăm și să mai ia el niște bani, hata, bani pentru copii, care îi transforma în bani de băut sau așa, sau combinații, tot fel de chestii. Și am mers la nașii mei acasă într-o dată și era destul de avariat el așa, și luam troleul de la Basarab până la Gara de Nord, de acolo metrou sau ce știe, de data asta luam metrou. Am coborât la Gara de Nord din troleibuzul ăla și am intrat în gară. Și am crezut că coborât la metrou, știam drumul ăla lung deja, cu magazine pe dreapta. Și când văd că trecem de metrou, zic, bă, unde mergem? Nu mai știu, mergem, da, bă, stai direct în gură, știi tu, copil. S-a urcat în tren, frate, ne-am urcat în tren. Știu că trăgeam de el și am zis, bă, ăsta e tren, nu e metrou. Da, ce împiși, da, mă, știi tu, mă înveți pe mine. Și ne-am urcat în tren, frate, și am mers cu trenul până la prima haltă, prima stație când a oprit. Și a dat și el seama că n-ajunge la Titan, nu mai ajunge la Titan. Și ne-am întors înapoi, cred că pe jos chiar. Și am ajuns spre dimineață. Noi plecasem așa pe la 8-9 seara, cât să prindem mașini, 10 seara. Mereu pleca cu ultima mașină, ultimul metrou. Am zis pe la 4-5 dimineața, cred, sau chiar mai târziu, nu mai știu, eram copil. Și era Chucky, atâta pot să zic, era Chucky în reluare, cred, dimineața. Era cu păpușa mică. Da, da, nu? Da. Cine știe când s-a dat Chucky în anul ăla, până 90 ceva, atunci am pățit asta cu Mache. Poți să cauți în arhive când s-a difuzat Chucky prima oară la TV, că asta era, s-a difuzat Chucky, dar eu l-am văzut reluare, că am venit a doua zi acasă. Aia a fost seara care, una din dățile foarte amuzante cu tata. Sunt multe, prea multe. Altă dată s-a îmbătat, a dormit la un nuc și jucam fotbal așa, îl vedeam că stă acolo, pa, 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 în curtea școlii. Și când a venit acasă, îmi întreabă mama, unde-s banii Machei, că te-am trimis cu nu știu ce, să vinzi alea, să iei bani. Și ia, fă bani. Și arunca frunze de nuc, el a trebuit să dă jos, dacă ce visa el că-s bani. Yeah. Avea de astea, mereu când bea, ți-ai se lupta, avea demonii lui, nu știu cu cine se lupta, dar mereu când ajungeam acasă să bea apă sau să fac un sandwich sau ceva, îl găseam beat în bucătărie. Se bătea cu ceva. Altă dată eram cu un tovarăș, stătea el pe balcon, stăteam și noi, fumam și noi cu el acolo și zice, trăgea cu arcul, avea el pe cineva care avea, zice. Dar totuși vedea în realitate, știi, vedea și prin noi și în universul lui acolo. Okay. Zice, dă-te mă așa, zice, cum am dat, s-a dat el, zice, că nu vedea ținta el bine. Băgă-mi și pula în pizda, mă, să ce-am jurat el. Am ratat. Că era ăla. El în imaginație a ratat. Multe, multe de-astea, frate. Da. Pe mine cel mai mult mă speria că na, bea și nu știi unde ajunge. Da, adică... Dacă ajunge acasă, dacă mai ajunge. Dacă era ținta pe tine, știi? Adică putea să... Nu, pentru el. Știi, îmi făceam griji când mai m-am mărit și, nu știu... 14-15 ani deja. Ai început să-ți dai seama. Conștientizam chestiile astea, dar îmi părea rău că știam că n-are ce să facă. Asta e viața lui. Zilnic trebuie să-și ia doza de alcool și na. El picta foarte mult. Bă, nici zicea mama, de când l-a cunoscut ea, după la 30 de ani așa, după ce a ieșit din Pârnaie, nu prea picta. Adică nu aveam casă plină de tablouri ca un atelier de picturi, cum își imaginează toată lumea, dar făcea comenzi. Dacă vrei, nu știu ce icoană făcătoare de minuni, știa să o facă unul la unul. Să pară veche de 2000 de ani sau de-astea. Adică ce tare! Putea să facă chestii de-astea. Știu că mai avea caiete cu schițe de ale lui, făcea, le copiam cu indigo pentru școală, mă lăudam la școală, eu ce-am desenat. Nu desena nimeni la vârsta aia, în clasa a doua, ce copiam eu acolo, știi? Flintstone și alte de-alea. Îl puneam să-mi deseneze familia Flintstone pe caiet ca să pot să le copiez eu cu indigo. Cu indigo, da. Acum, recent, în ultimii 10-15 ani, am, să zic așa, tras de el sau m-am gândit să-și cheltuie timpul făcând și asta. Că nu știu cine are tablouri de-a lui. Am mai văzut prin tinerețe, pe la frasul, prin casă.
atârnate, am văzut și prin poze chestii. El când era la el acasă, când era tânăr ca mine acum, bine, mai tânăr decât vine, că la vârsta asta la, deja mă născuse pe mine, cum ar veni anul trecut sau anul ăsta, acum 35 de ani în urmă, avea atelier. La un moment dat, când a venit poliția să-l ridice atunci, le-a zis, maică, nu mai știu, taicăsul, nu știu cine trecu. Aveți grijă în balcon acolo să nu săriți în aer. Tot felul de solții dați, de la nitroglicerină și chestii, pânze, tot felul experimenta, adică era, era destul de artist. Cred că mi-ar fi plăcut să-l cunosc atunci, așa. O să trebuiască să stau de vorbă cu nașii mei, cu frații lui, cu cine mai apuc, să stăm la niște interviuri, să-i scriu o carte, o biografie cumva. Nu, ar fi tare. Că eu nu-l cunosc pe el de atunci. Da, și mama știe mai... de la o vârstă încoace, ea mai povestit ea, dar având doi copii, unul după altul și unul dinainte, nu cred că au mai stat ei. Hei, și ce făceai la 24 de ani? Nu era, du-te în pula mea și pe rost de mâncare. Știi, astea erau probabil discuțiile de dragoste. Da. Da. Zim de album, mi-ai zis, ce se întâmplă la Arenele Romane? Pentru că eu știu că nu va fi doar concert Macanache. Da, știu că vor fi battle-uri, vor fi foarte... am și ales Arenele Romane. Cu taguri, cu... Ca să nu fie doar un concert, că altfel făceam un concert la... într-un club micuț de 400-500 de oameni și aia era. Dar am zis că e și albumul, e el în sine un eveniment care trebuie sărbătorit. Și ne-am băgat la arene, ne-am calculat noi, ne-am zis, hai, ce-o fi, o fi, vedem ce se întâmplă. Și am zis să fac și festivalul ăsta de la în cap, de atâția ani tot visez să fac o de-asta, tot vorbesc cu băieții, cu graforii, cu b-boii, tot, pam, pam. Și ei, probabil, toată lumea încearcă să facă un astfel de fest, să-i adune pe toți, nu festival, o petrecere, dar cu toate celelalte și ăla e. Și ne-am asociat, cum ar veni, cu niște prieteni, ca să nu... E muncă multă și eu cu Diana, având și bebe mic, acum e destul de greu și avem niște oameni super tari care ne ajută. Suntem implicați și jumate-jumate, cum ar veni, în proiectul ăsta, dar sunt ideile mele pe care ei le susțin și cu bani și cu forță de muncă și cu tot. Și câștigurile probabil o să le împărțim, dacă vor fi tot așa toți. Urma. Și m-am gândit să fie un contest de b-boy, dar fiind doar o zi, trebuie unul super dinamic și interesant, știi? Și atunci ăsta 2 versus 2 e cel mai bine. Da, e cel mai rapid, da. 1 la 1 e așa, cât de cât, că obosești după 2 runde, 3 runde. Cruri nu sunt atât de multe și nu vezi chiar atât de multe chestii. Și o să fie un battle de b-boy, 2 versus 2. Am ales deja niște echipe preselectate dinainte. O să mai facem acolo, înainte de battle ăsta, niște cyphere, unde o să băgăm niște muzică, se dansează și mai alegem de acolo. Tu cu tu, știi cum ar veni? Tu cu tu faceți echipă, tu cu tu faceți echipă. Și mai băgăm câteva echipe. Ideal ar fi să fie vreo 14-15 ca să aibă piramidele așa. Da. Da. O să mai avem o scenă, scena cypher, care asta probabil o să se pună muzică. Pentru beatmaker se mai fac cypher-ele astea, cypher-e de MC care vrea să dea la mic, bam, bam, câte o strofă, câte o dumă. După aia o să avem un fel de battle de DJ, cum e DMC Championship, dacă știi. Doar că nici n-aș vrea să îi spun battle din prima și o să îi spun showcase de battle. Să ai idee care e battle-ul, cum e un battle. Și încerc să-l fac cât de profesionist pot toate nebuniile astea de competiții. Și o să avem un juriu și la b-boy. Sunt 5 b-boy acolo care o să judece, na, fiind 5, cred că e mai cât de obiectiv să poate să fie corect, să nu ăla cu ăla, ăla. Așa ne-am fi dorit să aducem oameni de străinătate din chestii, dar ne bazăm pe ce avem. Și poate la anul, dacă merge... Macanache. Da, dacă merge așa. Și la DJ-ul la fel, am vorbit cu băieții de la Turntable Science, cu Docs, Paul, Faibo și Andu. Eu o să judece cum ar veni rutinele de DJ. Okay. Cea mai bună rutină o să fie premiată, la b-boy la fel. La b-boy o să dăm și premiul 2,
Că na, rimează cu B-Boy și premiul 3, că mai mult de... Și mai important, premiul 2. Vrei, da. Premiul 2. La premiul 2. Și acum, premiul 2! Să fie mare gălăgie. Și să fie trist ăla cu premiul 1, să zic. Mamă, nu pot să cred că n-am luat eu premiul 2. Premiul 1 e locul 3 și locul 3 e premiul 1, e premiul 2. Să știi că eu cumva înțeles? Cam deci... așa gândesc în viață. Eu când vreau să cer sarea, zic, dă-i și mie piperul. Ai luat mărar? Și zice, da, am luat mărar. Nu, am vrut zi pătrunjel. Bă, hotărăște-te. Adică... Bărbații oricum încurcă întotdeauna. Da, sunt, am niște chestii care le fac doar ca să îmi fac eu viața mai grea, ca să fie mai interesantă. Da. Să mă complic gratuit. După asta o să avem, după battle-ul de DJ, o să intre băieții de la BMC pe scenă. Între timp, undeva între concursurile astea două, o să avem și muzică Vlad Dobrescu, DJ set. Să ne punem niște piese atent selectate. Șmecherie, îmi place de Dobrescu. Da. O să intre băieții de la BMC. După aia o să intre Blabbermouth. Nu știu dacă știi, dacă asculți. Nu. Foarte interesant să cauți, spune-te. Are un stil unicat și cântă în engleză și cântă de rupe. Cântă și în spaniolă. Okay. Cred că și în germană. Adică e... Okay. Și cântă tot așa. Interesant. Un boom-bap de ăsta foarte modern, cum îmi place și mie să fac sau să aud. Și avem o piesă împreună. L-am sunat, i-am zis, ești liber, nu știu, și el are multe trupe și concertele lui internațional. Cumva s-a nimerit. Zic, wow, e top. Prima ediție de Cool Fest, așa am numit festivalul. Cool Fest, ok. E... Deci o să fie lansare de album Macanache. În cadrul festivalului Cool Fest, da. Păi e foarte tare chestia asta. Le-am legat și noi ca să promovăm ambele evenimente și să nu fie doar un concert simplu sau doar un... da. Și după Blabbermouth o să intru eu unde o să cânt, sper, măcar o oră jumate, două. Că trebuie să le și încadrez undeva mult, de la ora 3 până la 11. Jumate, 2, e mult. Păi lansare de album. Nu poți să cânt doar piesele după album. Și atunci, și dacă cânt jumătate de album, dacă cânt, tot trebuie să cânt un șeful, un ăsta sunt eu, un non-stop. E normal, piesele care te-au consacrat. Trebuie să cânt un șeful, un ăsta sunt eu, un non-stop. Non-stop trebuie să cânti non-stop. Ăsta sunt eu șeful. Sunt eu șeful. Da, și adică trebuie să cânt non-stop, ăsta sunt eu șeful. Da, și astea doar după primele 3 albume. Mai cânt un la mișto. Cumva în playlistul meu sunt piese după toate albumele ca să... Plus că am și invitați, nu știu, de la Boca Seca, Shatra Benz, Funk Bay. Probabil fie... o să fie și invitați care nu sunt pe afiș. Care să se... Mie așa îmi place să nu pun încolo invitații pe afiș. Dacă n-am făcut afișul și am văzut pe partea cu festivalul că am o coloană de... Ne-am mai numerat chestii, DJ, nume, așa, zic, bă, ăsta e gol aici la gimnastică, hai să pun măcar niște invitați, după album sau random oameni cu care am eu piese și cred că s-ar pupa show-ul care l-am eu în cap. Dar o să fie și oameni care nu sunt pe afiș, care probabil și-au pus niște concerte în ziua aia sau nu m-am gândit eu încă cine să vină, chiar să fie și niște surprize, nu doar... Și acolo vine ăla, cam știi, ca o spune, ia, ce piesă are Macanac cu Boca Seca. Cum mi-ai zis tu înainte să vii la podcast, păi dacă știi ce te întreb, nu mai vii, nu? Da, da, da. Dar cumva se face asta, pui nume pe afiș și lumea vine că vine și ăla, mai, mai vinzi un bilet, două, trei, cumva. Dar ei nu cântă, cântă o strofă cu tine, o piesă, două, hai. Da, e, dar vine, vine omul ăla. Păi acolo mulți mi-au scris când au văzut pe afiș Shatra Benz, mamă, cântă Shatra Benz. Bă, cântăm o piesă aia care o am eu cu ei, știi, pentru așa... Dar oricum e foarte mișto că vine Shatra Benz, deși nu cântă altă piesă în afară de... Da, păi, da, încerc să creez niște momente. Câte momente să creez dacă nu și prin artiștii, tovarăși, colegi? Normal. O faci pe aia lumina sus, o faci pe aia cu stat jos și sar la refren, știi? Poate mai bagi un toboșar, poate... Ăla. Da, știi, adică sunt niște chestii pe care le faci la concerte ca să distrezi lumea. Sari în public, nu știu ce te mai apucă. Sari? Ai mai sărit în... Am mai slăbit, poate o să sar. Dacă mai slăbesc măcar 5 kg până la concert. O să stau mai în spate când vine să... Da, oricum nu prea mai sar, că au început și la mine să vină
puștan și puștaice în public la și concert. Și slabe, îți dai seama. Da, că s-ar păi vreo trei lovesc rău. Aveți după aia știrea a doua mai zi. M-am băgat la pogo între ei așa pe piesa Dau să sară sau Non-Stop la final, o combinam cu Prodigy și mai săream în public și mă băgat la pogo cu ei. Mai am zis, mai scrie lumea în comentarii pe aia, mă, ce cot în față mi-ai dat, ce pum, ce picior, știi, ce, dar și eu mi-am la pumni în față. Da, pe când încearcă să te... Nu, să te, când intri când? La pogo, te bagi. A, la pogo, da, a, da. Ok, la pogo, da, se dau coate, umeri, era... Da. Okay. Să mai scoți ca asta cu să da. Sară. Că e, cum se numește, mi se pare că te prinde stilul ăsta. Trebuie să, nici nu fie, încerc să nu fie chiar toate la fel, știi? Nu, acum probabil că... o să las și caut. Pe locul 2 este Figri... Figri fucking flow. Și videoclipul de la Figri fucking flow, Figri fucking... Ar fi trebuit, da, gândește că era în stilul Hollywood, făcut cu buget da. Mare și echipă, cum ar fi arătat un Bar Simpson în viața reală, vrei film? Vrei film, serial? Ție ți-a ieșit portocaliu, îți dă. A ieșit tu. Hepatita, dar... ce? B, nici măcar. Bar Simpson care e bolnav, are da. Ciroză. Mulți a zis, dar mulți în comentarii a fost în comentarii. Oh, Johnny Bravo, bravo. Hey mama. Da, da, da. Da. She wants me. Da. Bă, și în cadrul festivalului o să avem și un târg de viniluri. El se desfășoară pe toată ziua, undeva de la 2-3 până seara la 11. Cât o să coste vinilul? Albumul? Nu știm exact, trebuie să facem niște calcule, să vedem cât investim, cât trebuie să acoperim prețul, o să apară. Faceți cu precomandă sau acolo? Da, cu pre-sale. Da? Pre-sale, ca bravo. Să și știm câte comandăm cumva. Bravo. Bravo. De la mine garantat e comandă. Da, dar nu adică... neapărat vinilul meu o să fie acolo, să fie și viniluri pentru că e făcut cu Elect Record. Da. Vinilul ăsta e am lansat cu ei. Am auzit de băieți așa. Da. Și ar fi frumos ei... ieșind pe piață să combinăm și chestie latura asta. Vreau să aduc un tovarăș doi care să picteze geci cum făceau B-Boy odată, cum își făceau ei gecile de blugi pe spate, știi? Scrie da. Numele, un personaj și... Da, e mișto chestia asta. Pentru da. Că nu prea mai vezi asta, niște chestii la care... Să fie un festival în adevăratul sens al cuvântului. Da. Deci la festival cu mâncare, ascultă... cu băutură, cu tot felul de activări, nu știu, sperăm să vină sponsorii pe noi grămadă toți. Și să-și facă zonele lor de activare hip-hop pentru ei, să aibă ei o dumă hip-hop. Adică da. Mă gândeam chiar la Converse, pentru că B-Boy la început purtau Converse, poate fac o dumă, vin la noi și bam, dau și ei, sponsorizează cât o pereche, la, știi, dau un premiu, dau o dumă, dau și ei niște bănuți, niște cea, știi? Mișto, da. Tare. Băi, să sper să, adică abia aștept să vin la eveniment. Da. Și sper să iasă foarte, foarte mișto și felicitări pentru noul album. Și te mai aștept la Crăciun tot anul aici pe canal, la luni seara, yeah. La podcastul meu. Sper că te-ai simțit. Luni seara lansezi? Luni seara. Să super, da, luni super. Seara, luni seara. Trebuie să umplem ziua de luni cu chestii, ca să nu știi că toată lumea se plânge de ziua de luni. Păi de-aia am luat okay. Decizia să se numească podcastul așa, eram cu Maria. Uite și Adi cu Aluziva, la fel, au făcut seara de open mic lunea. Da, pe atunci. Bine, ce... și sunt ocupate toate celelalte zile de celelalte open mic-uri din alte cluburi. Dar ziua de luni, marțea la control, când, dar nu știu fără că să e la jumătate, acolo, nu știu că e la jumătate de preț. Vii după podcastul tău, te duci acolo. Bă, din greșeală de la podcast m-am dus direct la că e și aproape, știi, aici imediat. Aici, da, de la da. Ciclop. Da. Pac, 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 te uiți și, oh, la control cât e, 12 noaptea mereu. Ajuns aici, nu știu cum am ajuns cu paharul ăsta, nu mă, genul ăsta. Yeah. Așa mai prindeam la expirat, era joia la expirat. Miercurea e. Ce, cu jumătate de preț? Nu. Nu știu, e cu discount la băutură, nu. Miercurea. Eu am prins la expirat cu băutură la pahar de jumătate de litru. Am prins și eu, da. Bă, viața. Nu vrei să știi. Deci nu vrei dar să... Dar se și duce băutura. Dar bei două pahare, dar bea două pahare. Îl bei repede, că se duce. Dacă lași da. ca orice băutură, dacă stai prea mult pe ea... Se lasă, e nasă. La jumătate, e ca și cum tot atât ai plătit, dar ți-a dat mai mare. Se face pișat după, că se face chestia. Dar eu am băut două, maximum trei băuturi în aia și la revedere, că bei un litru jumate de gin tonic. Nu poți să bei un litru jumate de gin tonic. Era o fază funny cu... Nu știu, am auzit eu și eu de la cineva cu caragiale. Se adunau și cumva cine se ducea se pișe, ne apucam, ne luam câte o bere, două, trei, care le ia pișarea, ăla dă rândul următor. Și ăsta caragiale avea un baston așa mai grosuț un pic și se pișea acolo în pietrișul ăla, că n-avea. Și mă gândeam, bă, cum candeala aia la masă. De seara stăteam pișat acolo în pula mea.
Știi cum făceau taximetriști? Dar el nu plătea niciodată. Da, nu plătea niciodată că se... Da. Bă, cărăgele, dar tu nu te piști, bă, vezi că bună, tată, ce vrei. Știi că așa făceau taximetriști înainte? Nu știu. Ei n-aveau unde să se pișe. Cam acarăgii. Deschideau ușa, deschideau, nu știu ce, pam... Bă, să știi că și eu fac așa, dacă mă ia pișarea oriunde, mă ia, mă piș oriunde, n-am de astea. Pentru că nu știu unde am citit eu în ceva... Nu e bine să faci chestia asta pentru genii. Să te abții, da, 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 da. Nu e bine. Nu e bine. Pe eu înainte de emisiune asta am făcut. Îmi pare rău pentru fete, sincer, că e greu. Eu și cu Diana, cu copilul, pe stradă, mamă, mă apucă undeva, mă piș, ce pula mea, adică... Nu că e normal, dar dacă n-ai opțiune să mergi la o toaletă, e un mall, e o benzinărie, e ceva, da, pe lângă, da, acum doar nu să stau cu pișatul în mine, se strică pișatul, respir, vorbesc eu cu cineva, lumea știe că te piși pe tine, că îți pute gura, pișastă tot, nu știu, e, știi ce zic, că trebuie să iasă, râgâi dacă nu, îl transpir. Te pup, mese macanache, yeah. Macanaș, să trăiești. One love, să ne auzim în Franța, să bubui în Franța, zică toți, macanaș, macanaș. La Paris. Felicitări pentru emisiune, pentru podcast, apropo. Să trești. Uite, ești un om darnic. Ăsta e semnul de darnic când se îndoaie degetele. Când se îndoaie? Cu cât le ai mai așa, ci că ești opusul la darnic. Să știi că nu-ți dau niciun ban că ai venit la podcast. Nu, mi-a zis o doamnă, ca om. A făcut o poză cu un băiat și a zis maică-sa, care e psiholog sau așa, e zis, uite, vezi cum arată noroc? Ia uite-te la tine, că și el arăta la fel și al lui era mai... Zice, vezi, gârcitule. Și am zis la Macanache, ce darnic e. Știi? Da. Super. Nu știam asta, acum am informația asta, o aveți și voi. Când mă trâniți cu cineva, bă, hai să-mi dai și mie 100 de lei. Ia arată. Oh, hai. De 3. Cum te simți? Te simți ok? Nu vreau 100 de lei de la tine. Da. Foarte tare, foarte mult. One love tuturor, lăsați în comentarii ce vreți voi. Am uitat să vă zic ceva foarte important. Dați subscribe la canal. Este, mă share, ceartă, like și subscribe. Mă ceartă oamenii care vin și se uită la podcastul meu. Fac podcasturile 30.000, 40.000. Putem tragem unde? Tragem un promo la camera aia. Hai. Eu, what up, sunt fratele Macanache. Este aici cu fratele meu Crăciun, care este invitat la emisiunea lui. Luni seară ne auzim aici de la ora... Să văd când e gata. La 19. La orele 19? Nu, la 18. Ca la să orele 18? Să furăm o oră de la Gojira. Ok, bine. Ne auzim luni seară de la orele... 18. 18 am. Așa, cu invitatul meu special Crăciun. Nu uitați, share, subscribe, follow, comment, dislike, like. Și dislike-ul e bun și da, dislike. Orice. Deci numai dislike-uri vrem. One love. Peace.